Dar imaginează-ți țări în care dacă ai luat în derâdere numele profetului, mori. Mare Stii? problemă. Da. Asta în timp ce deci, suntem în același an, în același an, în care într-o parte cineva te omoară cu pietre că ai zis ceva ce nu era ok și în altă parte secvențierea genomului, putem vedea uh, dintr-o picătură de sânge a mamei ce sex va avea copilul. Știi? Adică sunt aceste, această discrepanță uriașă care într-o parte n-ai cum să nu vezi că cineva acolo îi ține Voiam 39, 39. Da, voiam să altceva voiam să, dar am luat o pe panta asta a gamingului. Și în ultima vreme trebuie să recunosc nu prea m-am mai jucat. Tot ce joc acum, și baboia, și poate să confirme, pe PlayStation 5 așa, joc un 8-bit care este un site scroller de ăsta shoot -em up bine de tot, se numește Butcher. Știu. Știi că este și pe Steam. Este peste tot. Da, da, da. Este că prima dată l-am jucat pe Switch. L-am. L-am în, în colecție. Este Exist. foarte bun. M-am pus gura pe status de asta. Ce? M-am atins de toată lumea care a fost aici. Dat. Inclusiv de mine în trecut. M-am atins aici te mai recunoști? Bă, mai da. ești bă, mai ești același codic. Uite, asta e o chestie apropo de te, te ai recunoscut, te ai regăsit pe microfon. că fix asta vorbeam cu Ramon înainte, despre cum te schimbi în timp și dacă ești sănătos te schimbi sau nu. Și dacă te uiți retroactiv, voi câți ani de creativ monkey aveți? Teoretic din 2010 10? 10. Uh, din 2010 până azi. Dar... Făceam chestii înainte pe net. Avem că cele mai... Un canal clipuri. de milioane de români. Da. Cele mai vechi clipuri din 2007. Este un canal Stupidity Shorts. Ah, ok. Și există din 2007 content. Din 2008 uh, avem firmă. Și din... Adică suntem legal cumva cu statul. Și în 2010... Care e cea mai mare diferență dintre Creative monkeys de atunci și acum? Ce s-a schimbat cel mai mult? Mă, da, cred că Bine, dincolo de ideea de calitate, că am evoluat, asta de face, este de ce facem, ok. Absolut evident. Cred că a fost un shift al focusului de pe a crea un brand care ulterior să se poată, nu știu, eventual susține singur, în care să nu trebuiască să facem mare lucru, pentru că inițial ne-am gândit că am putea strânge în jurul ideii astea o echipă care să tot crească, perpetu și să tot... Și în cele din urmă a devenit o afacere de familie, să zic așa. Adică a devenit o treabă mult mai personală. Deci nu ne-am dus... Și, și mult mai restrâns strict un plan uman, adică... Da, adică, nu, mă rog... Ați externalizat -a... vreodată producție? Nu, nu în linii mari. Am avut colaboratori pe diverse segmente și asta avem în continuare. Adică ne place să folosim termenul ăsta, ne anturăm cu tot felul de oameni creativi pentru punctual rezolvarea unor probleme de ordin creativ, dar nu ceva să fie like in-house. Să... V-ați gândit să faceți vreo animație care să n-aibă legătură cu roboți absolut deloc? Da, am și făcut. Am avut seria random pe care Aia, o mai... da. from time to time, dar da, am mai avut idei. Ideile îs, deci ideile sunt Aia e problema, că idei avem da. da. Idei avem, asta vorbeam și cu psihotrop Nea Sonic, idei Nu avem da. idei, idei fac Cu făcutul ideilor, acolo e La implementare În schimb am avut, da, am avut și idei de animații, Și idei de scurtmetraje, și idei de și Deci idei tonă Și idei de <coughs> Produse, aplicații, ce vrei tu data trecută am vorbit care, care e cea mai tâmpită idee pe care cea mai, the greatest idea never made, ca să zic așa uh, măs mai multe care ar fi putut fi bune dar nu la vremea respectivă zi de o ce intră la regrete, ce intră la bine, că n-am făcut-o. Bă, nu știu de niciodată. Era bine să le fi făcut pe toate dacă ar fi existat posibilitatea, că într-o vreme în care la noi nu exista absolut deloc așa ceva, ne gândeam și la un serviciu din ăsta de curierat, știi? Să poți să se ducă cineva să-ți facă cumpărăturile în locul tău, să ți le aducă la ușă. Și ne-am gândit, bă, nu merge, mă, n-are cum să-i susțin. Bă, da. Fast forward. Eu aveam prieten care asta făcea cu bicicleta. Bine, da, dar nu e un concept. Au existat și în uh, Goază, comunism ceva de genul ăsta, era un magazin care oferea serviciu din asta de cutii. Da, adică da, da. E o idee veche, implementarea, în schimb, e dificil de făcut, așa de la grassroots. Știi să zici că faci o afacere în garaj, te apuci tu și livre. E... Practic, ideea de săgeată. Nu știu dacă <laughs> da, știți. De deci, practic asta, instituționalizarea ideii de săgeată. Am o săgeată, îl trimit după țigări. Da, îl trimit după lapte și iaurt. Nu, uh, nu știu, am avut o felul de idei de aplicații. Am avut o idee de aplicații, de exemplu, de asta... Servicii de -o... escortă masculină. Tu fiind băiat frumos. Mulțumesc de altfel. Da. Și a. tu de asemenea. Păi Hai să aș fi aici, fost pic, mâna să ta... o pauză și revin. Da. <laughs> nu. Avem o cameră lângă unde... Deci este o idee foarte bună pe care nu am pus-o în practică, pentru că ar necesita să fie făcută bine din start și asta înseamnă buget mare. Am să facem o... super organizare. Super organizare, da, și în primul rând implicarea noastră de aproape. Dar a fost un proiect pe care l-am dus destul de departe la nivel de idee, adică nu doar la o conversație, la o cafea, notat ceva pe un șervețel. Am dus-o un pic mai departe de atâta. Era să, bine, între timp, termenul de influencer cumva au intrat e aproape peiorativ astăzi, nu era când aveam noi ideea asta, noi să facem o aplicație care se numea tot Influencer, dar cu answer de la răspuns. Influencer. Și urma să fie o aplicație în care fani lansează întrebări diversilor influencer de pe platformă, ei aleg la ce să răspundă, toate răspunsurile filmate, se filmează el, influencerul, răspunzând la acea întrebare și o parte din uh, banii investiți, da, Că erau cu banii, îți cumpărai un fel de cheițe, plăteai, mă rog, moneda, aplicație, o plăteai ca să afli răspunsul influencerului respectiv, dar al treilea component în toată ecuația asta era uh, caritatea, deci o parte din bani mergeau spre charity. Era un fel de Trinity Force, în care influencerul, userul și charity aleasă de influencer toată lumea câștigă și pe baza definiției diplomației ca fiind diplomat omul care împarte tortul de așa natură încât fiecare are impresia care are cea mai mare felie deci așa era și aici practic influencerul făcea un lucru moral pozitiv dar ieșa și pe profit fanul uh, își mă rog nu știu, nu știu adăpat curiozitatea da. dar făcea și un lucru pozitiv și charity era un lucru pozitiv prin excelență deci nu știu cine a zis, nu mai țin minte al cui e citatul ăsta. Cred că tot al scopul scuză mijloacele Machiavelli a fost sau cine? A, așa. A, a zis... zis, o cu convingere, dar nu. Da, da nu. A zis compromisul perfect atunci când toate părțile sunt la fel de nesatisfăcute. Și așa merge. Asta Cam cu... așa e, da. Pentru mine asta cu tortul. Mie. Influencer. Da, domnule, înțeleg. Da, deci a câștigat toată lumea, știi? Numai pentru asta trebuia să ai o Idee de animație? Cred. Ideea de animație ce am avut? Am avut uh, o idee de animație la un moment dat cu două personaje un ninja și un cavaler care trebuia să fie animație unspoken deci nu avea niciun fel de linie de dialog ca să meargă în orice cultură Which de is, is great! Da, mă rog, adică erau numai glumițe și panți din ce se întâmpla în interacțiunea lor fără foarte multe cuvinte. Poate niște onomatopee, ceva gen purple and brown sau mă râsete. fac paranteza asta. În ultima vreme e un singur om căruia a ieșit asta absolut extraordinar. Nu știu cine. Tot Tartakovski, da, Gendi. A făcut Primal-ul ăla. Da, am văzut Vezi primal. că tocmai a lansat un... Ce, nu ți-a plăcut ba da, ba, da, ba, da, am văzut. Ce, primal. e vreo replică în primeul? Nu cred. În nu. afară de... Da, Aia, da. da. Am tot vorbit de Primal, dacă v-ați mai uitat în aproximativ discuții, cât și pe canalul ăsta. Băi, uitați-vă la Primal, e pe HBO Max, are, nu știu, 5-6 episoade, nici nu mai știu cât are. E mic sezonul, zic. e o miniserie, dar este absolut senzațional. Nu știu că n-am văzut până în capăt, dar nu știu dacă nu mai multe sezoane sau e numai... Nu, e numai unul, atât. Ești sigur? Da, 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 e o miniserie, de fapt. Și a început Artakovski <laughs> acum, nu știu ce, cu, nu, nu știu cum, Unicorn, whatever, Unicorn Wars, Unicorn ceva cu Unicorn Task Force. Unicorn, în orice caz. Cu Unicorn da. este, e la episodul 3 sau 4 as we Speak. Da. Probabil când se pune episodul ăsta deja sunt 5-6. Spin-off al Covrig. Nu, Unicorn. Da, 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 am înțeles. Nu se prea face, și nu prea avem niciun fel de proiect din ăsta animat care să transceadă bariere din astea de limbaj. De la Gopom Coace la noi cel puțin. Mm -hmm. Da. Nu prea da și gopo, nu știu. Trebuie să consumi foarte mult alcool să fii gopo, din ce am înțeles. Și aia nu e dacă vine cu vicii la pachet. Băi, da, știu ce știu ce zici. E destul de psychedelic gopo. E destul de, de psychedelic. Dar dacă ar fi cineva care să facă o, o animație de asta exact cum spuneai, spoken, spoken, non, da, non spoken, non verbală. Non -spoken, non -verbală da. Cred că voi ați fi, mi-ar plăcea foarte mult să fie aia. Nu știu, când, dacă o să avem vreodată timpul pentru asta, o să încercăm să facem. Ați făcut vreodată, ați încercat să faceți episod la roboți fără nicio replică? Nu. Nu cred. Doar din umor de situație fizică? Eu înțeleg că mare parte din farme cu personajul da, fix vorbit, da, și replică. Nu, n-am încercat. Da. E o idee foarte bună. O să te credităm. La final o să scriu... Nu. Nu mai A. vorbiți atât după o idee de... <laughs> nu, mai, nu mai spuneți atâta. Nu, da, e o idee bună. Uh, dar n-am. Plus că am vrut să facem... Nu știu, am mai avut proiecte de genul ăsta pe partea de animație. Uh, am vrut să facem la un moment dat o serie scurtă horror care nu s-au mai materializat niciodată, pentru că urma să fie... Adică am vrut să o facem în 3D. Aveam scrise scenarii pentru... Asta cred că să întreb. 4, să 4 sau 5 episoade. Da, mai avem scrise mai multe. O să ne povestești un episod, adică cât de horror era, pe o scară de la 1 la 10. Bă, era interesant mai degrabă ideea aia prin prisma faptului că trebuia să fie totul ca și cum ar fi un joc, adică era oricum la persoana întâi ca și cum cineva s-ar juca un joc și urma să. Adică, ce voiam să obținem era să se șteargă linia aia între, băi, joc, e serial, ce joc e ăsta și s-ar fi derulat totul ca un gameplay de ceva, care de fapt era un. Like a short series. Ok. Dar nu am mai... <coughs> nu s-a mai dus atâta de... am încercat la un moment dat, erau... Sincer, ce ne-am împiedicat acolo cel mai mult a fost partea tehnică și în special că la momentul respectiv era foarte greu să randezi atâta, adică să pur și simplu să scoți 3D-ul ăla în ce să ce lucra? Să-l aduci în realitate. Păi lucram cu Coman, cu uh, colaboratorul și finuțul nostru care lucra în Max. Ah, okay. Prea contează în ce? Contează cum exporti, cum randezi de acolo Și trebuie să ai acces la render farms Existau, dar costurile erau prea mari Nu, nu era ceva Costurile nu Erau mult prea mari asta e, În esență Dar ai zis mai devreme că termenul de influencer da. A devenit aproape Priorativ acum da. De da. ce? Mă, nu știu ce s-a întâmplat Am observat adică... asta în societate Dar nu știu, poate nu știu, adică, că porni pornit dintr-un loc în care doar anumiți indivizi purtau titlul ăsta și aveau puteai să înțelegi de ce. văd cum acești oameni influențează o mare masă de oameni în bine. Și s-a diluat foarte mult. O devenit așa o chestie, a devenit cumva aproape mai diluat decât termenul artist, ceea ce e cu greu, că azi toată lumea. Da, da, da. da. Și? Și cum era mulți. dj cu 15 ani. Exact. Deci cumva s-a diluat și s pervertit mult. E bine, nu e bine, nu știu. S-a pervertit foarte mult pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc dacă nu cumva este reacția unei generații mai bătrâne, reacția de refuz a unei meserii pe care nu înțeleg până la capăt. Nu știu dacă vine de la ei, că practic e un termen care s-a născut și care s-a și distrus în termen scurt, nu-i nu supai că nu-mi dau seama. Da, dar una e să naști, alta e să, adică o fi copilul tău. Dar de distrus, probabil ți-l distruge da. muzica trap sau Am altcineva. Am impresia nu că distruști. toată lumea s-a simțit cumva absolut justificată dacă își adaugă influencer în bio. Știi? E așa o chestie pe care... Ce trebuie să fac ca să... Nimic. A, influencer. pe păi, ce eu, nu? De ce nu? Liber cugetător. Type beat. Da, Asta înseamnă că ar trebui instituționalizată în vreun fel meseria de influencer, da, adică să există seama. o comisie de asta, de. Nu să cred. vină domnul Codim Pop, domnul Șelaru. Hai să stabilim, să fiu, este da. acesta un influencer cu adevărat sau nu? Da, 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 să se dea și... examen, să sală, Am un exercițiu din asta de gimnastică mentală la artist, like ce considerăm cu adevărat artist și care ar trebui să fie criteriile pentru a stabili dacă cineva este sau nu artist. Am ajuns la trei. Așa. Chestii. Ar trebui odată să ai, uh, să câștigi da, din arta ta, adică să bifezi cumva ideea de. Uh, cineva profitește plătește da, să-ți vadă plătește. Ce, ce faci tu. Exact. După aia, okay. al doilea element ar fi să ai un impact în măsurabil, cuantificabil într-un fel în societate. Adică fie ajungi la un grup de oameni cu cât e mai mare, cu atât e mai elogvent că faci ceva, miști ceva, da? La nivel social sau o putem trece ca recunoaștere socială, după care recunoașterea Bresley din care faci parte. Adică în momentul în care, da mă, și restul zic, ok mă, ăsta da. Și trebuie să ai două din astea trei. Dacă n-ai două din astea trei, nu ești artist. Eu am, din zona de muzică, mai ales din zona... Punem de... pe tine acum să facem, facem testul. Da, Asta nu. Zic... Uai, pune, nu. Nu, dar zic așa, în general. și în Nu, dar ai că... perfectă drept. Adică au, au sens, astea trei. Eu aș reduce... Mă rog, la mine ar fi mult mai naivă descrierea statutului de artist. Artist ești când ai produs artistic. Că e bun, că e prost. Mi se pare. Că impactează. Vald. Da, știu că e și foarte bun. Asta, asta duce în derizoriu termenul de artist. Că dacă zici... Duce, te, duce. Ce arta ce Arta, scuze-mă mă, că te întrerup. Arta îi, prin definiție, transpunerea ideilor într-un mediu fizic. Deci asta îi. Ai, da. ai o nu neapărat, că poți o să fii de natură de... abstractă. Că dacă tu faci dans contemporan, da. în plan, în mediu fizic, nu poți Idee, să... Idee, concept atunci, Așa, emoție, da. în, plan, în plan fizic. Adică o materializezi cumva că printr-un act tot fizic în cele din urmă. Dar și asta e -a să extrem de vag. Că asta nu, e foarte... nu include niciun fel de uh, cum să zic, criterii legate de calitate. Nu include nimic legat de, nu știu, estetică. Nu asta include... este problema, că tot barem ăsta sau instanța estetică se supune unor reguli care sunt universal acceptate. S-a ajuns, există în conștiința colectivă niște reguli de natură estetică nu știu, cum e frumusețea fizică. Sunt niște standarde care zic ăștia că au schimbat industria standarde, dar sunt... Mm. Nu, nu, nu. Percepția umană la nivel empatic, la nivel emoțional, la nivel hormonal, <coughs> impulsuri vizuale, uh, olfactive, tactile. Da, da, Bă, așa e. Adică da, așa da, da, funcționează. Da. Da. Percepți da. Percep frumusețea într-un anume fel. Adică poate că e subiectiv după un punct încolo, dar în acest timp și <coughs> semănăm. Și în majoritatea culturilor există similitudini mari între ce consideră frumos Există și diferențiatori. Da, da. da. Clar, dar. Există diferențiatori foarte clar, dar nu știu. Monica Beluci este frumoasă. <coughs> Bine, am și, am și ales. Mai și, adică, și duce. Da, repere. A, La mine, Monica Beluci. Mănica Belucii are o frumusețe universal acceptată de oricine de pe fața pământului. Că unora li se pare că e mai frumoasă, altora da. nu la fel de frumoasă ca celorlalți. Dacă e o femeie frumoasă, nu are ce să zică nimeni. Dar acolo că... sunt numai chestii de nuanță, da? Dar acolo sunt numai chestii de nuanță. La fel e și cu arta asta. E foarte ingrat când produsul o, efectiv al unui artist este de natură abstractă și supus complet subiectivității, exact cum ai spus. Am da, nu a fost un. a fost un băiat care nu-mi place mie foarte tare de el. Îl chema Poloc. Și. Așa. De ce nu-ți place Jackson Pollock? Ba, devenit... Asta discuția despre cât de impostor a fost Poloc da, sau. nu. Da, sigur a fost. Mi se pare că e așa un punct. Nu-i nu numai el, dar a fost o, o, o bucată așa în istorie în care a devenit totul mult mai mult despre. Concept? Personajul artistului decât despre ah, okay. ceea ce produce. Picasso? Bă, Picasso putea că o demonstrat înainte. <coughs> că dacă reușești să demonstrezi, atunci poate că-ți permiți uh, excentricități odată ce lumea și se îndrăgostește de personajul pe care îl reprezinți. Și atunci, personajul personajelor, Dali. Bă, Dali, dacă nu ar fi fost... Uh, <coughs> Nu știu, mi se pare că latura lui antisemită îl umbrește destul de puternic, dar pe de altă parte o făcut logo-ul la ciupa-ciups. Și atunci trebuie să te gândești. Dacă, știi? Nu, din punctul meu de vedere, dacă îl separăm de opiniile politice, atunci. Deci stai, tu ești de acord cu faptul că a fost antisemit sau că a făcut logo de la... Nu, ciupa ambele sunt adevărat. <laughs> ambele sunt adevărate. Nu, acum, voia... Dar omul avea... <laughs> nu, adică nu poți să negi forța creativă de acolo, imposibil. Este foarte multă... E și foarte multă formă, adică forma mai mult mai pre pregnantă, cel puțin așa percep eu. Mi se pare că forma e mult mai importantă decât, fond... decât substanța la, la dali un picuț. Pe de altă parte sunt unul din ultimii oameni care trebuie să vorbească despre arte plastice. Nici m-am chinuit eu să înțeleg unele chestii. și că am mai vorbit cu tine despre asta. Dar nu am avut ca Mă sare complet. nu sunt mare cunoscător. Am, nu știu, la licență acum milioane de ani am... A avut mult deschis de surrealism, că pe asta era într-o oarecare măsură lucrarea, dar nu am... Suprarealismul literar, acolo put, putem, acolo pot să nu, vorbesc. Nu, nu, acolo, cam... acolo am vorbit de dali lângă Bunuel, că aveam un șien Andalu în, așa despicat cumva în lucrare și trebuia adusă vorba, trebuia discutat despre tot. Dar nu știu mă, da, în, în orice caz revenind la Polo, că asta a fost shift-ul ăla pe mine, într-un fel mă deranjează e mai mult despre uh, personajul pictor decât despre lucrările lui. Și... Nu știu păi nu, dar corect. la Dalie e cel mai evident că ăla devenise, bă, să zicea la emisiun concurs. Da, da. Mie mi se pare că el a mers... Nu, la el ambele părți sunt foarte bune. Mi se pare că și lucrările sunt foarte bune. <laughs> și el era foarte bun în a se juca pe sine. Deci, cu marele cum să zic, mare adăugire că în zona și politică nu. Și atunci la... Da, bine. Acolo nu li. Alt undeva da li? Aici nu li. Lasă, că la comportamente reprobabil și le băga în buzunar pe toți. Da. Sunt mulți. Da, ăla e. Mi-a venit în minte că am vorbit recent despre el. Da, eu am vorbit cu cineva recent. Mă rog, da... <coughs> Stai un pic. Cu ce să pare mai personaj, mai important personajul la Jackson Polo decât la Dali? Bă, lucrările. Prin prisma lucrărilor. Pur și simplu nu... Consider că din punctul ăla s au intrat foarte tare într-o zonă nu știu, abstractă, care nu comunică nimic. Nu mă interesează că ai făcut 10.000 de scuipați pe o planșă uriașă. I don't, that's bad. Da, nu da. mă interesează. A double do În schimb, la Jackson Pollock, ce mi s-a părut tare, așa, ca și concept, e pictatul fără să atingi pânza. Da, mă, dar dacă un elefant fără... cu o pensulă în cur poate să facă aia, mă rog, hai într-o împă. Nu. Ha, hai, hai să ne întoarcem la cur. Așa. Că un elefant cu pensul în trompă. Pensulă în cur, you had my attention. La pensulă now... în cur, acolo, da. mă, artă contemporană, pensulă în cur. Ca așa elefant cu... Pensula pătrunză toată, lume toată are idee. lumea. Toată lumea știe, da? Da, da. elefant cu pensulă în cur. Da. E plus, e mult mai greu de coordonat. Și trebuie o pensulă lungă ca să fie distanță, totuși, față de pânză. Și da, e, da. Greu, e greu. E mult mai greu. Cu mânuoie în culoare. În cur. Cu în curuare. <laughs> 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 nu, sinistru. Dar ideea e că asta mi se pare mie că au aruncat arta în derizoriu, știi? Tot, tot trendul ăsta. După care, bineînțeles, poate în altă tă, zonă noțiunea cum că, nu mă, fiecare, și tu ești artist, și tu ești artist, știi? E parcă împărțim. You get an artist, and you get an artist award, and da, da, you're da, da. an artist. Award. Și tu ești artist. <coughs> nu, nu ești artist. Că n-ai două din cele trei criterii. Care lipsesc? Din nu, alea tu, cele trei nu, criterii? Tu, nu. nu, 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 am înțeles, nu. Dar la din alea te... trei criterii, din punctul tău de vedere, celor care aspiră la statutul de artist, mm. uh, ce criterii din alea trei lipsesc cel Eu, mai știu, frecvent? Nu știu, după caz. Bă... Și am avut surpriza să văd că de foarte multe ori Bresla nu recunoaște meritele unor artisti. Ăsta cel mai puțin artisti. important criteriu. Da, da, pentru validarea personală a unui uh, artist, cumva, și e pentru foarte important. să treacă mai departe, îi da, e extrem de important. Eu, apropo de validarea Breslei și așa, depinde acum, că e și o chestie culturală, depinde, legat de de actul artistic în sine. Eu stăteam și mă observam uh, strict din muzica electronică și la un nivel foarte superficial față de ce a încercat tu să transmiți, dar am observat cât de greu a acceptat Breasla, i-a acceptat pe Pendulum, spre exemplu. Care în afară de <coughs> acceptarea Bresley, cel puțin într-o primă instanță, Uh, impact au avut și trăiau din asta, adică erau profesioniști. From day one, adică de când da, a apărut. Aveau două din trei, erau deja artiști. Eu erau Greu să le ai pe toate trei. Hey. Adică pe toate trei... ah, deci nu sunt bine Nu, nu, nu. Deci două din trei trebuie să ai. Două ah, din ok. Trebuie. Dacă ai două din trei, deci artist. Deci dacă te recunoaște breațla, dar nu poți să treci din asta, că ghetul... Se întâmplă. Se poate întâmpla, like, that can happen și poți să ai și impact. Sunt o grămadă de scriitori muritori de foame. dar care scriu zi, foarte da, bine. Da, da, da. da, deci se poate întâmpla. Exemplu. Hangouk, săracul fost. Da, astăzi. Da, deci... Adică mi se pare super ciudat și uh, pe mine mă deranjează foarte tare ideea asta de gatekeeping. Mm. Sunt unii oameni care au secretele. Asta m-a enervat pe mine la biserică. Tot da, au secretele sau cred că au secretele? și... Au secretele sau cred că au secretele? Da, exact. cum Și, nu spune nu mai și țin mine. de ele, da, așa. Profesorul da. universitar le zice la noi. Exact. Asta da, am da, da. Au auzit. Dar mai mult ei cred că au secretele. Da? Nu mai era mi se pare, că mai este, nu știu dacă că data trecută n-am vorbit despre asta, dar mi-am amintit acum, apropo de profesorul universitar, cred că mai este încă la facultatea de uh, astea. unde comunicarea în Cluj, relații publice și administrative. Un SNSPA sau cum zice nu, nu, la voi. nu, Este acolo în continuare o carte dată studenților, dată cu sugestie de cumpărare uh, de publicitate în care ți este recomandat să trimiți prin fax, să trimiți faxuri la firme și să-ți printezi pliante <laughs> pentru că e scrisă atunci, dar trebuie să o vândă și acum. <laughs> deci dar este reeditată, adică ediția de asta nu? că da, da, mă gândesc că nu a fost adusă la zi, deci că nu e necesar. La Hai, comunicare. Bă, poți să și negi, relații poți publice. să, ne poți că faxul nu e foarte important astăzi în publicitate? For fax sake. <laughs> exact. <laughs> Nobody fax <fucks> with us, <laughs> man. da, da, da. <laughs> Legit, cel mai bun sfat. Poți să faci cunoscută azi, ieri. Poți să faci recunoscută ieri. ieri. Primite un fax. În timp. În timp. <laughs> da, deci în zona asta universitară și a învățământului în general e dramatic. Apropo de azi greva, așa? Sau nu? Azi ce zi? Luni. Da? Luni. Da, Vezi? începe greva? Greva generală, nu? De la profesori, așa știu. Este îndreptățită sau nu greva profesorilor? 100% dați foc la școli, nu dați foc la școli, hmm. <laughs> nu dați foc la școli, dacă nu sunteți dar, profesori da, nu oricum da, nici, la nu. nici la elevi, nici la profesori nu dați foc în general, de ce să dați foc? nu are rost dacă faceți un grătar uh, la școli, că e îndreptățită, da de ce e îndreptățită? eu zic asta, uite tocmai am filmat școală, Ziva, și cu aluziva și acum s-a apucat să strângă bani pentru uh, niște renovări de școli prin mediul rural, mm -hmm. chestii pe care le facem o frecvent, o susțin, știe, foarte ok. Dar ne-am dus ușor cu discuția către o problemă de fond pe care vreau să o ating și pentru tine, pentru că și cu tine, pentru okay. că și... și, pentru tine. Ideea de educație e foarte importantă. De acord. Ideea de educație în 2023 nu-mi dau seama cât mai presupune instituționalizarea actului de educație, cât mai mult chestiune de focus personal. Pentru că exact cum spuneai, dacă instituționalizăm, există cazuri absolut aberante, cum e Facultatea de Comunicare de la Cluj, mm -hmm. care te învață în 2023 să trimiți fax. -uri. Bine, era un exemplu Iar Era un mic. exemplu singular. Sigur, există și oameni foarte buni și pregătiți acolo. Nu vreau să se înțeleagă că toate așa auzisem numai de exemplu ăsta anecdotic. Da. Este o excepție care este foarte grăitoare în ceea ce privește capacitatea de adaptabilitate a unei instituții de stat la nevoile publice. și la timpurile pe care le trăim. și la timpurile da? pe care le trăim. Da. că asta este asta e problema și cu biserica ortodoxă din România. care. bine, bine la adică în aceeași facultate este și departamentul de sănătate publică care e foarte fain. deci plusuri minusuri. cred că unele domenii se adaptează altele nu. unele se adaptează și altele sau altele nu. Uh, Calitatea actului învățământului de cele mai multe ori ține de omul care, care face acord, actul. Corect. Da, de acord. Ori noi ar trebui, dacă vrem să funcționeze învățământul eficient, să încerci să atenuiesc cât mai mult din variabile. Mm -hmm. Variabil aici fiind factorul uman. Mm -hmm. Adică dacă mecanismul actului de învățământ e destul de bine perfectat, încât inputul personal al ăluia care face actul învățării studenților să conteze mai puțin atunci lucrurile cred că ar fi mai, mai, mai ar merge mai bine. Cu alte cuvinte trebuie platforma, ca să zic așa, platforma școlară trebuie adusă la zi. Mie se pare că sunt mai multe chestii care nu merg dincolo de sistemul de învățământ, care știm că e perimat, știm că e același sistem prusac de când scotea muncitori uh, pentru fabrici focusul poate că ar trebui să fie mai mult pe niște aptitudini esențiale de genul înțelegerii, adică citirii și înțelegerii unui text, extragerii ideilor dintr-un text, sigur că da, noțiuni elementare de matematică, dar ulterior și de economie și uh, foarte mult insistat pe de unde și cum poți să-ți procuri informația, și cum poți verifica informația pe care ți-ai procurat-o? Asta deci, e în foarte jurul important. acestor zone, dacă s-ar învârti. Adică, și învaț, învață-i să pescuiască, nu le dacă te un pește diferit la fiecare oră, cumva. Pentru că asta astăzi, astăzi, s-a astăzi schimbat fundamental în, cred, paradigma învățării overall. Faptul că avem acum acces la informație nelimitată, doar nu știm să ajungem la ea, să o căutăm, să o filtrăm. Deci că aici e problema. Că cred că cea a... mai mare problemă acum, mai ales că și asta e altă chestie, nu știu dacă voiam neapărat să o discut cu tine, dar voiam să o discut. Facem. Facem. Vreau să o discut cu oameni care lucrează literalmente în presă filtratul informației care vine către tine. Uh -huh. E o chestie care mă obsedează, am mai vorbit-o. Cum filtrezi o informație care vine către tine? Tu, din Pop. Acum a demersul minim jurnalistic la cu trei surse care să-ți Mama, am tot auzit o ipoteză. Da, e de bun simț, mă, Știu... măcar atât. Na, ce poți să faci? At de end of the day, ce poți să faci? Dar în clasă, profesorul sau învățătorul ăsta, el era cumva Garantul. Da, garantul. Exact. El gira pentru calitatea informației pe care o primești. Ori astăzi, am impresia că dacă ești un uh, elev cu măcar jumătate de emisferă funcțională și un telefon la tine, poți lejer să contrezi N lucruri, cel puțin și pe partea istorică. Nu? Adică eu astăzi aș fi fost atât de cârnat de ridicam amândouă mâini și un picior și ziceam, nu, no, aici nu, no, no, 13 iulie, nu, no, vedeți că, doamna profesoră, despre ce vorbim? Nu, am încercat noi adică, mai devreme pe feminism. da, bine, eu eram cu Marea Britanie și tu erai cu Statele Unite. Eu tot timpul o să de fiu unde cu Statele Unite. Eu... ul Dar zic, știi, acum girantul ăla, ne nefiind, aș zice, suficient pregătit, adică totuși the bar for entry pentru un profesor nu poate să fie numai un modul pedagogic, ca e penibil. Adică, tu literalmente poți ajunge să predai dacă ai făcut orice, nu știu, tu ai făcut montanologie, da. da? Și care nu e la facultatea de geografie, look it up, ai făcut montanologie și după aia e ai un modul pedagogic și te duci și predai undeva. E stupid, e stupid. Adică nu, ar trebui Eu să pot să mă duc mâine suplinitor de engleză. Iată. Oriunde, în Bine, licea. asta încă... Pentru tine încă aș gira eu, că da am auzit cum zici guardians și... De guardians! Pe... Da, zic și Și bodyguard. Da, asta, deci de asta te... Da, în ochii mei și în urechile mele ești calificat deja. Da. Dar, guardians uh... of the Galaxy, ca să o lămurim. Duceți-vă să-l vedeți pe al treilea, foarte mult. Da. Dar, pentru toți, restul nu mi se pare că e suficient. Multă lume în discuții legate de învățământ, de, de exemplu, Finlanda, unde trebuie să ai masterul ca să poți să predai. Deci în Finlanda, ca să poți să ajungi uh, profesor, trebuie să ai masterul fie în pedagogie, fie pe domeniul în care te-ai specializat uh, anterior și raportat la... Uh, ești, ești foarte bine, ești undeva nu chiar cât un avocat sau un doctor, dar nu foarte departe. Băi, deci... dacă îți dai master, practic îți dai doctorat un predat, adică cam asta ar fi corespondentul. A, în, în ideea în care. Deci, e foarte greu, e uh, foarte greu să ajungi, sunt foarte mulți pe un loc, cum ar veni, dar este și o meserie și respectată, foarte respectată social, și foarte bine plătită. Spre deosebire de noi, unde da. actul didactic, ca să zic așa, este refugiu de cele mai multe ori. Și îmi cer scuze că zic asta, poate sunt oameni oameni care au uh, luat în brațe această opțiune profesională, simțind că vor să facă asta, și pur da, nu, în urma sunt. unui impuls interior, sigur și vocație sunt. și așa, sigur da. sunt, dar, statistic, sunt refugiu celor neîmpliniți profesional sau neîmpliniți didactic, uh -huh. universitar, ca să zic așa. Da, nu, nu, nu. s-a făcut modulul pedagogic, aia că. Nu da. predau acum, adică... Nu au avut suficiente minerale pentru altceva și au ales asta. Am ales să fac asta, altceva n-a fost. Exact. Da, sunt. Sunt foarte mulți, foarte puțini, foarte bine pregătiți. Acum, context. Mike uh, mai mi-a fost în învățământ 40 de ani, au ieșit la pensie, adică nu, Cumva nu vorbesc în completă necunoștință de cauză, că am avut un cadru didactic acolo cu mine. Pentru că, constant. pe de o parte, legat de statutul lor și de cum recunoaște statul faptic, statutul de cadru didactic, au dreptate mm -hmm. profesorii. Pe de cealaltă parte, aducând în discuție și slaba pregătire a profesorilor, ar putea să fie o bilă neagră? Ar putea da, mă, să nu... fie un dinte potriva grevei dumneavoastră? Înțeleg și asta. Nu toți îs, cum am zis, nu toți își nu toți își dau la fel interesul, nu toți. Eu vedeam la maică mea cum se, mă rog, n-aș zice chinuia, că îi plăcea foarte mult, e propriu spus, dar muncea tot timpul să-și refacă lecțiile pentru clasă să fie diferite de fiecare dată față de cum le-au prezentat la alte clase sau să se ajusteze pe cum erau elevii din clasa respectivă, să-și, na și preda adică logică, filozofie, psihologie și economie, adică avea volum de uh, predat. Și foarte divers. Păi, astea umanele da, de obicei era un profesor, adică așa era vremea respectivă. Bine, cred că și -a antreprenoriat la un moment dat, da. Asta zic, adică ea se consuma. Alții mai mult, mai mult ca sigur nu, pentru că vedeam diferența la, la clasă, știi? What can you do? Am zis, nu dacă e ușor să devii profesor, atunci o să atragă cu siguranță și foarte mulți mm. uh, oameni de genul celor pe care ai descris. Păi și timp, atunci. Așa, zi, zi, zi. În același timp. Mi se pare că s-a produs un shift și în zona părinților, cumva, care uh, au crescut cu uh, parenting cel puțin dubios, din ăla în care sigur copilul nu a făcut nimic rău, sigur copilul meu nu-i prost, sigur, nu că copilul meu nu a învățat, e, nu, e defavorizat el, nu, îl urăște profesoara, îl urăște învățătoarea. Ceva are ceva acolo, cu el. Da, are ceva cu el. Să mă duc eu să vorbesc. În nu contextul în care vorbim de o generație care a coexistat cu aia care sigur a făcut ceva. Lasă mai bine, îl bate eu acum în avans pentru ce o să facă. Poc, poc, dar ce am făcut? Lasă că știi tu ce ai făcut. Nu nici aia nu e bine, nici asta nu e bine. Deci sunt două... Nici s-a impresia că nu a făcut, nici să a impresia că a făcut prea mult. E dificil, s-a pe greu de navigat. Dar în același timp, cumva am impresia că s-a produs shift-ul ăsta în care sunt acuzați foarte mult profesorii sau învățătorii că nu-și dau interesul și că de fapt copiii tut Da, copiii sunt extraordinari. Mimează act sexual cu profesoara de franceză. A. Da, am văzut și aia. A. Nu, nu știu. În același timp copiii sunt extraordinari, dar în același timp dacă n-ai timp acasă îi vor o tabletă în față și mă duc să fac ceva. Da, da. da, copilul meu nu, copilul meu... Nu-ți se pare că în ultima vreme, apropo de parenting, pentru că bați cu ambele mâini puternic acum la ușa parentingului. Okay. <laughs> da. Dar vor Dumnezeu sănătate. Mulțumim, în nou fie ramul stă liniștită, veghează ca o mamă. Yes. Asupra, îl mai strunește pe babuiași din când în când. <laughs> Poți să-i dai. <laughs> nu dai în copii? <laughs> da. E, azi babuiași pe un ton ferm. M-am zis, dar vom purta o discuție. Ok, mamă, asta e asta vorba care... Da, au scăzut temperatura așa aici. Exact, Stem, exact. sub la subsol. Da. Deci asta e vorba care pe mine uh, mă sperie cel mai tare. Avem de vorbit. Avem de vorbit, da. Ok. Revenind, parenting. Și ce voiam să întreb de parenting. Ai observat această tendință în ultima vreme de externalizare a ineficiențe educației bazice a copilului pe tot felul de factori extern? Bine, o, să, o să, sună ridicol și pare că s-a obsedat de chestia, dar mă distrează foarte mult. Mi-a distrus uh, trapul copilul. Literalmente am avut Nu, da, 100% la se găsesc țapii spășitori pentru orice neajuns, dar... Am vremea noastră care au țapii spășitori? Păi nu știu ce înseamnă vremea noastră, depinde la ce noi suntem miși aceeași generație. Cu da, păi nu știu, că neavând jocuri pe calculator, poate, da, dar deja erau târziu. Nu știu ce era, ce putea fi, nu mai țin minte. Am fost cu sataniște, a fost o problemă vagă. Da, dar e târziu tot, depinde, ai e deja... Biugi Mafia a fost mm. rap muzica rap a fost. Până da, poate. în buza anilor 2000, sfârșitul anilor 90, late 90s, early 2000s, da. da, nu, s-a dat, s dat oricum vina pe tot felul de lucruri. Ideea este că tot timpul s-a dat vina pe ceva și exact cum spuneți, s-a căutat, s-a pus spășitor s-a pus în funcție de trendurile vremii, a fost ma, biugi, mafia, muzica, are, da, nu știu da. ce. Găsești, găsești ceva să-ți să, să justifice ție absența, că... Practic, din ce, din nou, nu suntem încă, adică vom fi părinți, dar nu, da. pot, să, nu pot să dau îți dai seama niciun fel de. Aia nu fac, trebuie să prefațez, zic, că nu știu nimic, doamne, o să aflăm pe parcurs și pentru fiecare, cu siguranță, e complet diferit. Dar da, da, da. din ce am citit, că aia fac acum, acum citesc cât pot despre tot ce înseamnă universul ăsta și, aparent, cele mai importante lucruri pentru copilii să primească atenție, să fii acolo și atenție, susținere, iubire basically, să fii acolo să pentru el. Să petrești timp cu el. Exact, A. tu engage să, să să dialoguezi cu el, să-i răspunzi Gugu da, da și eu cred că nu vom vota aur. Gugu și da mm. porți o discuție. Gugu Gaga deja ești la nivelul de inteligență aur. Gugu Gaga oh, da. Președinte de partid Gugu Gaga. Am impresia că mulți oameni cum zis, găsesc țapi spășitor pentru faptul că ei nu sunt acolo. Da, da, asta lipsește da, da. în primul. Și mă, pe unii poate poți să înțelegi că nu au cum să și provide for their families și să câștige pâinea aia și să fie acolo. Sunt unii care eu sunt în situația asta. Poziția e foarte nu ingrată, pot da. I, da. nu poți să i condamni, știi că nu au de ales. Normal că nu știi, pune o tabletă în față sau lasă la televizor să că trebuie să facă, trebuie să aducă bani. De ai foarte greu, super dificil. Deci să nu aibă poți să aibă copilul condamn. ce băga la aparate. Te duci și muncești. Da. Nu poți să-i condamn la asta, mă refer, că e greu. E... It... Absolut deloc. be hard. Dar, de foarte multe ori, cum am zis, să-și aruncă frustrările sau și le varsă pe alți factori. Și poate des pe profesori. Pe... Și atunci ar fi un motiv de îngrijorare pentru fanii Creative Monkeys faptul că odată ce o să apară copilul, tu cel puțin așa pare că te-ai setat să petreci timp cu el pe cât posibil și păi, o să trebuiască să diminuiesc din sarcinile de natură profesională. Nu cred. Noi avem avantajul cumva că ceea ce facem, facem de acasă. Și basically în jurul nostru, adică nu, nu cred că o să se producă foarte, foarte mari schimbări. Acolo unde vor fi necesare, sigur că se vor produce, dar nu în linii mari. Că... Și atunci apare celălalt pericol. E o chestie care pe, mie, mi-e repugnă total asta cu sharing ul mm. Am zis în repetate rânduri e posibil să apară pericolul ăsta? Adică, cum te poziționezi tu? Uh, arăta copilul pentru like-uri. A, nu cred că e ceva ce... Bă, și asta iar e, e super discutabil. Că e două, foarte discutabil, da. Cele două mari... Eu sunt ipocrit pentru că nu sunt Da, da, e așa. Bă, nu îl uh, afișezi. Oricum, prea devreme, sigur, nu. Ai ar fi destul de stupid. Da. Dar, nu îl afișezi pentru că nu vrei să, nu știu, strici mai departe existența în raport cu lumea asta increasingly virtuală și pe net și așa mai departe, sau neafișându pierde in the long run. Pierde pentru că nu are uh, traction cumva, exact, pe care tu puteai să-i oferi ca părinte, știi? Adică tu poate poți să-i lași, cum ar veni cu ghilimelele de rigoare, moștenire capital de imagine. Bă, și gândește că tu fie tu, tu, da, fie o să fie mai muțica creativă, adică. Da. Este. Băi, e. Am intrat. Ramo, am intrat într-o zonă sensibilă. Nu, mă gândesc serios. Adică. Mă gândesc foarte serios cum cum abordați chestia asta. În primul rând, eu m-am bucurat noi, foarte și tare. Și noi ne gândim. Da. Și de asta zic, că e foarte greu de navigat, că nu știi care ar fi și mi se pare că sunt opinii pro și contra pentru fiecare din astea două abordări posibile. Momentan, poziționarea ta care Bă, Poate că există o cale de mijloc în care nici nu apeși pedala de accelerație maxim pe Alex Pune. Deci, să fie acolo, dar fără să fie doar despre asta. Cam asta ar fi. Adică, pentru că face parte din viețile noastre și relația pe care o avem noi cu fanii e una super personală, că de aia e mica, marea familie și oricum la fiecare stream de, de ce fac parte din, din viața noastră și ar fi impropriu să nu existe. Nu îl închizi undeva și gata, el nu mai, nu, nu o să mai apară numai asta. Dar nici nu o faci despre asta. De acum totul e de, știi, ce facem repede, ceva interesant, ridică copilul la cameră. Doamne ferește, nu. Adică, Poate ceva cu bun simț, dacă se poate. Cam asta ar fi poziția. Într-o strânsă legătură cu ce am vorbit până acum, cu tot, cu absolut tot <gânt> da, ne -am dus ce așa. am vorbit până acum. Nu, no, dar mie îmi place super mult. Băi, orice ce întâlnire e? cu voi pentru mine este balsam balsam pentru suflet. Și sunt foarte ciză acum, da, așa e. Pentru că stăteam și mă gândeam așa legat de exemplu perfect de cupluri foarte mișto și care cumva supravie... nu că Lasă că au supraviețuit, dar sunt foarte bine. Adică în zona uh, unor valori familiale și când zic valori familiale nu mă refer la ultra-tradiționalismul da, exact. să fie foarte clar. Adică sunt foarte puține exemple. Voi sunteți unul dintre ele și un exemplu destul de longeviv. Altul care mie îmi place foarte mult e uh, Simion Bogdan Mihai cu mădă, cu, cu, nevasta, care tot la fel sunt și la nunta lor, cei mai relaxați oameni pe care am văzut. Și îmi place foarte mult de ei. Restul de exemple pe care le mai am sunt foarte puține din generația. Vorbesc prostii. Alex Vâlea cu Antonia sunt foarte tare. Iată. Foarte tare. Foarte tare. Și dintr-o cu tot o altă zonă mult mai mainstream și apropo de moderația, dar și de asumarea avutului de copii și pus în fața camerei. Deci este... Alex mi-a zis foarte clar, bă, n-am ce să fac. Eu sunt eu, mă, să ai cine e. Copiii să ai noștri. Normal că o să... Chiar dacă nu vrem noi. Tot să găsește ca în da, Bine, dar ei sunt, cum ai zis, sunt în altă sferă, este alt uh, etaj de expunere, alt nivel de expunere. Totul, alt nivel asta de expunere. Zic. Dar probabil, tocmai de acolo trebuie începută discuția ca să putem să tone down. Adică, bine. ăia care sunt cei mai expuși. Bă, cum au rezolvat ei problema asta? Nu știu, asta zic, fiecare, fiecare în felul lui și marele, aș zice, minus că nu știi ce repercursiuni o să aibă în viață, știi? În viața copilului, la. Da, lasă. viața copilului, da. Nu știu da. care dă proverbial butterfly effect, știi? Nu știu ce o să se întâmple uh, cu decizia asta pe care o iei, poate, adică sigur, de vreme. Mai pus pe Instagram la 5 ani, mai distrus viața. Da, sau. Da, 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 sau. Pus... De ce nu mai pus? Da, exact pe Instagram la 5 ani mi-ai distrus viața. Exact. exact. Asta e, da, da. Mă, e freaking, nu știu, o să vedem. Doamne, LL Cool J, două losuri acolo. L -l -l. Uh, da mă, nu știu. În schimb, ce mă bucură, uite, ca să fie și un gând bucurător dincolo de toate aceste provocări care sunt completely puzzling și nu știi cum să le gestionezi, mă bucură că din tot așa ce am citit și o carte pe care o recomand și o să te o recomand, The Blank Slate de Steven Pinker, uh, Genetica joacă un rol infinit mai important decât crede lumea în ceea ce înseamnă copcii. Pedigriul genetic da, da. este adică... extrem de important. Eu am zis tot timpul. Dar, e mult mai important, adică e important la modul la care tu dincolo de cum am zis să fii acolo pentru el <coughs> și-a oferi lucrurile elementare de apropiere, ascultare și interacționare restul de bulșitologie din 10.000 de cărți de parenting scrise numai ca să le cumperi tu și să vândă și ei copaci în formă de carte, nu au niciun fel de efect. Au efecte absolut minore în, în evoluție. Which is weird. Și interesantă cartea asta, mă rog, discută și de tot felul de exemple cu um, gemeni identici. Și da, nu toți gemenii sunt identici. Au întrebat cineva la un moment dat pe stream și s-a purtat discuția asta. Gemenii identici separați la naștere și reuniți după 20-40 de ani. Fiecare crescând în cu totul al mediu. Medii complet diferite, familii complet diferite, coaste diferite ale Americii. Venind la întâlnire, purtând aceeași bluză, de aceeași culoare bleomaren, cu epoleți. Amândoi preferând să poarte elastice de păr la o mână, am în doi preferent să își mai pâinea prăjită în cafea. Am doi preferând să strănute tare în lift ca să sperie lumea. Deci, deci niște lucruri. Oare sunt geamăni identic cu ei pentru că și mie îmi place să. <laughs> Da. Tu îmi place să strănut. Să strănut stare, da. Și pâinea prăjită în cafea acolo. Eu had me on pâine prăjită în, în cafea. Da, dar nu, dar mă refer că sunt așa niște, știi... Dar tu mai ții minte și celebrul experiment cu gemenii dente separați la naștere, unul crescut în junglă de nu știu ce și altul crescut în... No, Ca a nu fost știu. și experimentul ăsta. Știu că mai este un documentar cu tripleți care e pe Netflix, ăla poate fi urmărit, da. dar nu știu acum cum îi zice. Dacă... Doi tripleți. Găsim... Nu, no, cea... Trei gemeni, nu știu. Da. Ce, cum era la, cei patru evangeliști erau trei, Luca și Matei. Dar nu. Care sunt, uh, de fapt, patiserii. <laughs> exact. Nu. E ceva documentar din asta cu trei. Da, care știu, știu, toți știu, au, știu, știu. Toți seamănă, toți au uh, cumva preferințe politice și religioase similare, toți au acela, cam același interes în sex opus, Deci... Really weird, știi? Deci genetica mult mai mult influențează, după care. Tot așa din ce am înțeles, există și o perioadă de vârstă între 13 și 20 și ceva de ani în care, indiferent ce faci ca părinte, tu o să fii considerat prost sau cel puțin da, nu o sursă foarte, foarte credibilă și atunci o să, să caute în altă parte wisdom-ul de care are nevoie, în general de la turaj sau de la alți adulți prezenți sau în viața Sau pe alte strimuri. Da? Și ce poți tu Așa. să faci până în punctul ăla e practic să te asiguri numai că are um... că ești acolo. Că ești acolo prin alții, da. Că cei care sunt în jurul copilului și nu ești tu, să-i poată oferi cam aceleași informații pe care le-ai dat tu că de la ei le aude. Cam asta am înțeles. Sofar. Apropo de băut, că știi că am mai avut discuția și mai ai întrebat bă, dar de ce nu bei noi asta? Păi nu că nu beau, da, nu beau. Mm. Pe la vreo 16-17 ani, apropo de băutură, Cam atunci am încetat eu să mai beau. Am avut discuția cu maică mea care mi-a zis, bă, poți să să bei. Poți să să faci ce vrei tu. Ești mecher acum. Ai 17 ani. La tine. Ești mecher. Ești cel mai mecher Rar am mai văzut om mai eșmecher decât tine. Ai 17 ani. Știi exact ce vrei, cum vrei. Ești mecher. Du-te și bea. Dar dacă nu vii la mine când se bine că bei, când se e rău după aia, nu te întorci. Adică te duci și te descurci. Nice. Și la bine și la rău, ești tu cu tine însuți sau cu ești mecher. ești mecher, ai 17 ani, bei. Deci, dacă la bine n-ai venit, nu, da. nu veni nici la rău. Nu veni la rău. Te duci după ce trece rău, o să fie, nu o să fie bine. O să fie ok. Atunci poți să te întorci. Deci la ok te întorci. Dar dacă nu vii la bine, n-ai ce căuta la rău, la ok, mai discutăm. Da. Și cam asta a fost discuția. Ea discuțiază și așează-o peste droguri, peste orice alt tip de exces și cumva are sens. Mă, dacă pe tine te-a ținut departe de alcool, e bine, ceva au făcut bine acolo înseamnă. A fost un red flag, ca să zic așa, pe lângă faptul că simțeam eu că nu... Mm -hmm. This a, is nu. not the way. A, poate genetic, oricum nu erai predispus. Din potriva, am... Investigați, ți-am zis că eu nu mi-am cunoscut. Adică mi-am cunoscut tatăl. Mm -hmm. Cred că am interacționat de vreo trei ori cu el în viață. Mm -hmm. Și toate trei momentele n-au fost unele de plan pur conștient al meu. Adică au fost în copilărie. Nu, cam așa dar... și eu. Bine, eu nu chiar. Adică și părinții mei au divorțat când aveam 2 ani, taică mi era alcoolic. Motiv pentru care părinții mei au divorțat când aveam da. 2 ani. El a murit când aveam 12 ani, dar între l-am văzut prin vacanțe, adică tot fugitiv. Mine am murit când aveam 24. Ok. Cred și a suferit de alcoolism cronic. Da, da? Tot, abie... Adică predispoziția genetică e acolo. Da, asta și la mine, da. Din punctul ăsta de vedere, adică dacă o luăm așa, cred că, da, există. Dar da, asta e unul dintre motivele pentru care mi-am dorit foarte mult să devin părinte, pentru că neavântată mi-am dorit să suplinesc cumva Sim, nevoia să umplu acel gol, să fiu un tată mai bun pentru fiu fica ce ar fi fost, că nu aveam preferințe în direcția asta. La mine e o discuție atât de sensibilă asta și voi cumva, adică am intrat cu voi un pic în discuția da. asta legat de cât de mult îmi doresc eu copii și așa că lumea nu se așteaptă la asta, dar e fix invers. Mă rog, nu contează. Da, o că că sunt oricum motive, cu siguranță -i ceva extraordinar. Eu aveam pur și simplu asta că mi-a adus aminte cu discuția vis-a-vis -vis de tați. Știi? E, mi se pare că chiar foarte puțin material scris pe, pe tema asta, apropo de ce ziceam înainte de cărți, de parenting, foarte puțin. poate mama și copilul, foarte puțin despre fatherhood, foarte puțin despre ce ar presupune. Da, da, da. da, În da, da, domeniu da, da. greu. Și apropo de teamă personală, am zis că nu intru în detalii, dar o să zic doar chestia asta. Exact asta vorbeam cu Ramu. Băi, am fost pe punctul de a face copii și mi-am dorit foarte mult, doar că nu eram 100% Nu mi se părea partenerul de viață din momentul la reliable uh -huh. și eu având frica asta, crescând fără tată și având frica asta, am zis, bă, nu mai înțeleg cum mă copilul rămâne la mamă, deci, uh -huh. legal, da, rămâne așa. la mamă. N-aș putea să supor să asta. Adică, nu, pe mine. Noi aici avem norocul că suntem. Adică, da, am. Da, eu... mă. Da, aia zic că la voi este o. Ce aveți voi, o anomalie statistică. Este ce ar trebui. Este o normalitate morală, dar o anomalie statistică. Bă, nu mai emoționa aici. Du-te-mă, te emoționezi când vreau eu. Am bun, gata. Trezi, domnul Măruță, să n-am vrut. Nicio o problemă. Stai pe hipilica acolo și nu mai te emoționezi. Ce facem? Care măruță, la vechi sau ăsta nou? Că... Nu, niciunul. Uh, uh, niciunul. Uh, niciunu. uh, Dar nu, da, într-adevăr ai dreptate. Adică, uh, sigur că mi se pare că genul de decizie pe care să o iei doar în momentul în care din punct de vedere sentimental știi că ești acolo. Adică nu nu merge cu jumătăți de măsură. Mi se pare sunt extrem oamenii, de riscant. Sunt oameni în viața cărora au apărut copii pur și simplu s-au adaptat extraordinar. Da, corect. Dar în ultima vreme... Sunteți singurii oameni care au zis acum suntem ok, facem. Mm -hmm. Că am avut discuția asta, am avut, băi, inclusiv la aproximativul trecut. Mm -hmm. Este e și un proces, ne-am discutat pe stream, am discutat despre asta, am <coughs> discutat de toată istoria faptului că e un proces, nu, nu e atât Normal. de simplu cum crede lumea și de asta fiecare relație diferită, sigur, și biologic și, mă rog, din toate punctele de vedere, dar nu e atât de uh, banal cum crede lumea, în special nu este. în funcție de vârstă, în funcție de... Cel mai tare m-a speriat o parteneră care mi-a zis, lasă-vă, faci și vedem după aia. Lasă-vă ce o fi... <laughs> Zic, da, băi, da, a, da. hei, aveam și 26 de ani atunci, 27, eram cam de aceeași vârstă. Lasă-mă, tu da acolo, citez unul la unul. Acum. Da acolo, că dacă iese, vedem noi ce facem. Unde v-ați cunoscut? <laughs> Deja, <laughs> ceva curiozitate. Unde ne-am cunoscut, unde ne-am cunoscut? ne-am bine că ne-am despărțit. Lasă unde ne-am cunoscut. Mi-e rușine să zic. Nu, lasă, nu zi. Nu zi. La discotecă. La discotecă. Ok. Nice. Nu. Da, nu știu. Deci asta e cu... Uh... Dar voi unde v-ați cunoscut? Ia, stai așa, chiar, unde v-ați cunoscut? Exact, unde? Dacă că am mai povestit, nu știu dacă ai am mai aici, povestit, da? nu știu, da nu aici, dar primul moment în care v-ați întâlnit, like ever, când a primul, fost? Primul moment în care ne-am văzut, like ever, Ram o venit cu o prietenă de a ei așa. la mine și așa ne-am cunoscut. Și ulterior ne-am mai văzut după mai mulți ani și pe high five. Și iată cum internetul ne-a dus împreună. High five. High five, frate, da. Deci este așa, ne-am ne cunoscut pe high five, ne-am recunoscut pe high five. După care am ieșit la o ne -am cafea. Ne-am cunoscut cu adevărat pe high five, da. high five da. Așa trebuie. După azi. care am ieșit la o cafea într-un local care se numește Legends. Și fain de-ți -mi minte așa numai ca să fie un weird flex. Ce? Da, ne-am cunoscut la Legends. Da, în care eu aveam pe mine cămașa vărului German în iobag. Așa. Deci, ceea ce e și mai ciudat. Și uh, eram o venit însoțită de către o colegă pentru că era cam dubios așa. Și e asta, Mă întâlnesc eu. Aurel. Veso <laughs> bă... foarte fain. Da, ăsta e e momentul la care eu plec. Aha. Nu, no, eu nu, da, bancu. Nu mai merge așa, sigur nesoțit. La 3 Cine merge singur nesoțit la 3 după masa <laughs> prin oraș în văzul lumii? exact. La naiba ce e asta? Doamne, mai În New Yorkul Cluj. Da. Aici, în Brooklyn. Da, deci, da. cam așa. A fost minunat. Da, eu m-am cunoscut cu fata care a zis, da, acolo că vedem noi cum facem un clubul Mediocres. Ok. Da, The Idiots. Era un club, de fapt era de Idiot. Era un club mă rog, era clubul oficial al actorilor de teatru, era un tribut adus lui no. și de aia să numea. Că era pasionată de teatru și în The idiot ne-am cunoscut și vă dai seama că e o poveste pe care am fabricat-o acum, adică nu e nimic adevărat. Dar zi din... tu, frate Gorgira, de ce crezi că este sau nu justificat sau dacă consider că e justificat sau nu protestul profesorilor? Sunt foarte împărțit, este justificat pentru că standardul salarial este atât de jos încât cumva te forțează moral să te raportezi la meseria asta atât de superficială. Uh -huh. Formatorul de generații, mi se pare că e o pozi sunt foarte puține poziții care au o presiune socială a reverberațiilor meseriei atât de mare încât trebuie tratate cu respectul cuvenit. Una este aia de educator. Indiferent de stadiu universitar mm -hmm. în care se întâmplă actul educației, că e grădiniță, că e școală generală, că e liceal, că e post -liceal, că e universitar, că e post-universitar. Statutul educatorului este unul cu o foarte mare presiune. Da, oricum și și ar trebui, exact cum spuneam și cum spuneai tu, nivelul salarial să justifice, unul la mână, importanța meseriei și, doi la mână, să justifice și implicarea pe care toată lumea o cere de la cadrul didactic. Da, pentru că în același timp sunt oameni care ar putea să aducă în discuție a fost un uh, studiu pe, de literație făcut acum recent, au ieșit rezultatele pe, mi se pare, un eșantion reprezentativ de vreo 30 ceva de mii de formulare cu chestionare cu întrebări completate pe elevi de la clasa 1 la clasa 9, dacă nu știu, sau, mă rog, intervalul la de vârstă până în 14 ani, unde gradul de literație sau în urma căruia, ca rezultat, au ieșit că 42% sunt nefuncționali. Deci da. 42% nu înțeleg textul, nu pot să... Vorbești de analfabetism funcțional. Da, da. Deci sunt nefuncționali din punct de vedere al literației, ceea ce înseamnă că toate adică că... citesc și nu înțeleg exact, ce citesc. Exact. Da. Au putut parcurge textul, habar n-au, deci dacă le zici ghișeu 5, i ai pierdut. Adică nu vor ști nici elementar să se descurce cu un, un mic text. Ceea ce e super, dincolo de faptul că e extraordinar de speriat, te gândești, bun, pe păi dacă 40% sunt nefuncționali, pe pentru ce să mărim salariile unor oameni care produc rezultatele astea? Pentru că lumea așa se gândește, lumea se gândește că, bă, sigur, nu. doar rezultatele de la catedră... astea au apărut. Așa este, e mă și fel cum vede lumea, în păi, mare. Atunci, știi? hai să zicem cum vedem noi. Eu, spre exemplu, văd situația asta ca fiind rezultatele astea au apărut și pentru că n-a existat motivația salarială aferentă. Ok, de acord. Păi, sunt unii oameni care, repet, au ales meseria asta pentru că, dintr-un impuls vocațional, pe care l-au conștientizat, <coughs> mai mult sau mai puțin statistic, sunt o parte infimă. Îmi pare că zic asta, adică mm -hmm. e faptic da, da, chestia vrei. asta. Da, pentru ce... că, în în repet, e o meserie care n-are nicio miză. Mm -hmm. Băi, măcar, eu am auzit vorba asta, bă, pentru 100 de milioane pe lună, aș educa și pe mama. <laughs> Ceea ce e funny, pare greșit, dar de fapt e, e foarte un point. It's funny cause it's true. Nici nu s adaptate, cum să zic, chiar dacă omul să zicem ar avea cele mai bune intenții la clasă, referindu-ne la învățător, profesor, atelor, materia e ultra perimată, da? Și se și luptă cu unul la unul cu tehnologia și cu tabietul copiilor de a scrolla la infinit suntem oameni care au TikTok, whatever, deci e foarte greu. Suntem oameni care în ultimii 20 de ani au crescut în internet. Da. Ok. Cum facem să arătăm foarte clar, din nou o idee pe care am rostogolit-o aici, cunoașterea nu are nicio legătură cu accesul la informații. Uh -huh. Pentru că ei degeaba scrolează. Dacă da, citez da, da. lucruri pe care nu le înțeleg. Da, mă rog, citesc. Că ai spus adineauri. Da, vorba vine. Da, vorba vine, citesc. Da. da. Da, da. Dar nu, mai degrabă are de face cu erodarea uh, atenției și a time span-ului pe care uh, și-l pot dedica unui subiect. Deci le, asta le scade. Asta le scade foarte mult motivația de a învăța. Și are de face cu cum funcționează dopamina, nu? Uh. Asta așa e. Motiv pentru care nu pot să nu te întreb și pe tine dacă ai face o reformă în învățământ, de unde ai începe? Și eu m-am gândit la asta și e foarte greu. E foarte greu că noi aici stăm și mâncăm borș. Da. Ca asta facem, mâncăm borș. Da. Borș, maxim. Bă, cel mai bun. Dar și bun. E bun. E bun, e bun borșul. bun borșul de aici. Foarte bun. <laughs> nu, dar e un cerc. Mâncăm borș. Ce, ce vrei tu, Deci părinții, văd că rezultatele copilului sunt slabe. Da? Dau vina pe uh, profesori. Profesorii dau vina pe copii că nu au atenție pentru că sunt mâncați de tablete. Părinții lasă copiii la tablete pentru că trebuie să câștige o pâine. Deci este o încrengătură mare și ceea ce mă refer eu este că Trece dincolo de sala de clasă. Că problemele nu sunt strict legate de sala de clasă și de procesul de învățare din școală odată ce copilul a intrat și a ieșit din școală. I -i copilul în primul da. rând nu pleacă de acasă cu o idee corectă despre autoritate. Autoritatea adulților. În ce sens? În sensul în care autoritatea nu există dacă el e neglijat și lăsa cu tableta în mână. Corect. Pe de cealaltă parte, ideea de autoritate parentală sau de autoritate, act de autoritate din partea adulților, capătă o formă abuzivă. Că există și, băi, în continuare în 2023, după că noi trăim într-o bulă, sunt părinți care znopesc copiii. Da, 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 sunt sigur. Da, Literalmente, sunt, îi dau sunt. capul de pereți da, la propriu. Da, da, da sunt, sunt. Dacă sunt oameni care citesc scriptură man, sunt sigur că își bat și copiii. Era de -a nu sunt nici aceiași, deci stai să nu văd. Nu te fie aceiași, nu, dar mă refer că sunt o fel de oameni <gânt> interesanți. Foarte ciudați și cu care nu sunt neapărat de acord. Dar da. Lasă boss, că un citat din scriptură n-a omorât pe nimeni. <laughs> <laughs> pan intended. Da, da, da. Big pan. Big uh, pan intended. A murit am murit. Nu știu de unde spre. ar putea fi reformat. E extrem de dificil. Odată, probabil, aș reduce. Nu știu, și curicul. Primul și lucru orele pe care și... l-ai face, cred că asta o să fie o întrebare, indiferent de natura invitațiilor, că fac, mai bag cu Rava acum unul. Că și-a revenit. -a ai, ai văzut și eu, okay, chei, Rava acum? Rava pe nou, nu, n-am. Rava pe nou. Nu da, știu. nou testament. Da. Ravan nou, nou testament. Și-a revenit? Da. <laughs> Pare rău, regret. Uh, deci, nu, nu știu. Nu știu dacă ar fi o singură măsură, nu pot să... Care ar fi prima pe care ai face? Prima, nu. Vezi? Prima, prima, prima. Uh... Dar nu-i bine să mănânci bors, mă. Ba nu, că este una care ar atrage după sine schimbări și mai mare oricum, aș scoate testele standardizate. Ok. Pentru că în momentul ăla ar trebui să-ți regândești altfel procesul de învățământ. Ar trebui să vezi cum... Uh dai notă și pe ce dai notă. Adică cum evaluezi competențele fiecărui elev în baza ceea mai ce... cu calificative, cu note, cu cum dracu mai e acum? Da, să vezi că trebuie să venim pregătiți pentru această discuție. Mâncă în boș. Da. Unii cu mapa, unii cu sapa. Ai, noi mai mult cu sapa acum. Da, cu mapa... Nici cu una, drevă. nici cu alta. Nu, no, nu știu exact cum e acum, dar ce știu e că nu ar trebui uh, din nou să judeci pe toată lumea la grămadă, e destul de dificil în este... baza unor informații care oricum nu vor avea niciun fel de cum se corespondent în viață odată ce se integrează ei în piața muncii sau... Tu zici că ar trebui să fie niște examene mai specifice în funcție de profilul educațional? Și da, în funcție de... Bă, să poți să discerni la ce e bun un copil și în ce ar vrea să meargă și să-l ajuți pe direcția aia în loc să-l omori cu bagaj dintr-o grămadă de alte direcții care n-au niciun corespondent cu interesele lui. Aia tu vorbești că... și despre consiliere profesională acum? Da, da. despre okay. Să-i dai minimum de resurse de care are nevoie oricum ca să fie un cetățean adaptat la societate, dar din punct de vedere al pregătirii să insiști acolo unde vezi că vrea înspre ce trage. Nu să-l tragi în jos cu restul de bagaj. știi? As toate testele standardizate. Eh? Asta cred că aș face. Da, Dar ce pune asta, în loc? Aici nu știu cum se face. Trebuie tre văzut la modelul ăla din Finlanda cum funcționează exact. Așa au și ei, aparent. Ei nu au, la fel cum nu au, au uh, ore, uh, mai puține ore de clasă, mai puține teme. E foarte interesant. Cu toate astea, la evaluări făcute de, mă rog, organisme care sunt competente pe zona asta, au rezultate foarte bune. Elevii, deci ceva, ceva sigur fac bine. Și dacă îi de luat un model, sau cel puțin, cum să zic, Da, dar da, e frig, nu prea... Asta, asta am zis. E frig, e rău, iese cu copilul pe afară. Râdeam, râdeam cu Ramu, exact asta. Am avut discuția asta. Da. Am avut discuția asta și am zis că, ai cel mai românesc lucru care s-ar zice vreodată, nu, ăsta bă. ar fi, da, mă, dai frig. E frig, mă, dar stă da. copilul în casă, ce, ce să am, și facă? Da. e frig. Normal că Cartul era. Da. aici a, a fost, că numai pe vremea noastră era cum trebuia Cartul Network, înainte și după un pișat. Exact când ne-am uitat noi la Cartul Network. Fix atunci, am secunda. Fix aia. atunci, da, da, da. Momentele alea, alea, anii aia, după aia s-a stricat. bidu. Și al doilea lucru, bineînțeles, ar fi asta, să fie mult mai greu să devii profesor. Totodată și pentru că remunerația ar fi una pe măsura nu, uh, interesului pentru... Meseria respectivă. Vocația. Da, domnule, crește banul, crește și responsabilitatea. Mi se pare perfect normal, da? da, da deci asta zic, ar trebui să crește, ar trebui crescut cât câștigă, dar ar trebui să câștige mai mult, dar pentru mai mult. N-ar trebui să câștige mai mult toți, de exemplu, de acum, dintr-o dată, brusc. Că da? uite, în capitalism, marea problemă era medicul comunist versus medicul capitalist. Că erau chirurgi, spre exemplu, în Statele Unite de vehiculată prin anii 80, erau milionari. Și erau. Și chirurgii în continuare, în Statele Unite, mai ales aia de TOPS, considerați oameni bogați către foarte bogați. Mm -hmm. Și pe bună dreptate. Strict în urma veniturilor salariale, adică nu da, da, side jobs. Perfect da. normal. Pe de altă parte, e și vorba de responsabilitate. Avocații de malpraxis sunt, în, sunt de asemenea niște oameni foarte bogați. Da, da. În stat. Unii dintre ei mai bogați decât chirurgii mai sus menționați. Chestie de responsabilitate. E normal. E perfect normal. Păi da, dacă te gândești ce responsabilitate uriașă are un profesor, de fapt, hai să zicem un corp de profesori ar fi poate mai corect. E o responsabilitate uriașă, atâta că oamenii au dificultăți întotdeauna când rezultatul e mult mai îndepărtat în timp, știi? Au dificultăți să vadă importanța atunci când, mă rog, fie gratificarea, fie finalul e undeva departe, că nu vezi ce o făcut cu copilul numai în momentul în care au ieșit de pe băncile școlii, știi? Așa e, e domnule dificil să-ți dai seama, dar au o responsabilitate uriașă. Singurul corp de profesor care m-a interesat a fost doamna profesor Liliana de limba și literatura română. Eu acolo am rămas, iartă mă. Nu dai da, dreptate. Așa, așa, așa este, așa este. Și doamna Istrate uh... de la engleză. Da. Domnișoarea mândouă, scuze. Domnișoarea Eu cred în că engleză. au un impact uriaș și bazându-ne pe experiența noastră extrem de limitată și cu siguranță diferită de a interacționa cu oamenii de la noi din comunitate și care deci acum la Comic Con că... tocmai am fost la Comic Con? Bă, am, eram tot între două, trei ședințe cumva de, de plâns pe care ni-l uh, sprimam, nu cumva să dăm acolo un clocot, pentru că veneau și ne spunea, uite, m-ați ajutat punctual cu asta, eram într-un punct foarte low al existenței mele și faptul că a fost acolo alături de mine m-a făcut să-mi revin, de să foarte mă Foarte importantă către apartenența o... la grup. Da, și dacă noi putem să avem impactul ăsta, stat, ce impact pot, pot să aibă niște uh, formatori în, în clasă care o să le pese de elevii ăia. Adică mi se pare că au un impact enorm și la fel cât de mare e riscul să fie un cretin care vine și îl strică, cum ar veni ca să folosesc expresia asta. Da, dar foarte important și asta am putea să translatăm ideea asta inclusiv în zona asta de influencing. Că fix aici am ajuns de fapt. De influențare. Păi da, este. Influencing. Că stăteam și povesteam și de acolo aluneca foarte elegant discuția și mai există zis că e o categorie de asta de formatori de opinie care te îngrijorează, dar nu mai știu exact ce concluzie s-a tras. Nu cred că am ajuns. Nu s-a tras, tras. în 89, dar nu știu, acolo și sigur. Da. A... Și Vasile Roaită înainte. La Brașov. A tras. Și s-a mai tras. De țâță sau de coadă, în continuare sunt întreabă mai tras de ce a tras. și în gara la Sinaia, s-a mai tras, apropo de aur. Da. Și Alt aur, de da, 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 știu, știu, știu. S-a mai tras și la Slobozia. Să trage și acum. Da la motiv pentru care Dicotul lucrează bine. Așa! Zic ce am să zic. Hai să ne întoarcem. Da. Pentru că ți-am povestit eu cât de dubios mi s-a părut, deși la un moment dat îmi plăcea și mi se părea ok, Jordan Peterson live. Mm -hmm. Live în concert, ca să zic da, așa. Da, da. Și m-a întrebat de ce <coughs> Ți-am explicat, efectiv mi s-a părut că să a învârte în jurul cozii. Și că toată construcția argumentativă a lui la un moment dat cădea în derizorul cu glume cu bășini. Uh -huh. Mă rog, la nivel de... Mă rog, glume cu bășini pe care le faci un hiperintelectual da, cu el. Păi mi-ai zis cum tu că parcă venit cu ce știa că prinde. Băi, nu știu și dacă cu, elea, -și cu ce știa că prinde. Mie mi se pare că s-a uitat prin sală. Pentru că a fost și un amalgam uman care... De asemenea, m-a îngrijorat. De ce m-a îngrijorat? Și nu mă lansez nici în patima generalizării, nici în patima judecării unor oameni pe care nu-i cunosc. Dar, din răspunsurile pe care le-am văzut la tipul ăla de glume, deși publicul a fost numeros, dar foarte eterogen. Uh -huh. Foarte eterogen. Da. Foarte eclectic, totul așa. Faptul că râdeau la un anumit tip de glume denota o foarte mare doză de furie, de patimă, de zoft. Mm -hmm. Pentru unii reprimată, pentru alții foarte clar externalizată. Și furia era numitorul comun al oamenilor lor. Și într-un fel mognit și cumva neasumat, pentru că era îmbrăcat frumos, literalmente, cât și discursul era, de așa. Și el și discursul, da. Și și discursul. Mi s-a părut că și domnul Peterson, în acest moment al vieții lui, este un om foarte furios. Și tot arunca în stânga și în dreapta către anumite categorii de-astea uh, curente de opinie care recunosc mai vocale, unele destul de aberante, altele mai puțin. Mă refer în principal la, curent, la curentul ăsta de woke uh -huh. și o să vreau să avem și discuția aia despre cum și stânga și dreapta să dezice de woke. Putem, da, acum cam toată lumea se dezice de woke, adică... Da, apar. e și pe bună dreptate. Da, de acord. Da, e pe asta, bună, e dezicerea asta, de woke e pe bună chiar dreptate. Chiar asta ziceam că și, adică majoritatea lumii știe că a fost debate-ul ăla la un moment dat între Jordan Peterson și Zizek, 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 da. Slavo Zizek. Și Žižek și deci, a vorbit împotriva wokeismului. Chiar a avut exprimarea asta că e practic un uh, mod de a te face să crezi că ești treaz în timp ce dormi. Uh, și... stai un pic, e foarte important asta și vreau să o dezvoltăm mai încolo. O dezvoltăm. Hai să vorbim despre cultura asta, influencing, okay. uh, influencing ingului, influență. Da, 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 influență. Și Sofie. zona asta, da, și, și, și zona asta care e destul de periculoasă, pentru că se joacă cu niște concepte de-astea care vând foarte mult, adică mi se pare că s-a intrat și într-o zonă de vândut de ulei de șarpe. 100% este. 100%. Dezvoltare personală, panaceu fericirii universale. De -astea nu Împlinirea, sunt, noi. nu da. sunt noi. Forma pe care am luat o luat-o acum, băi, avem internet. Vânzător de ulei de șarpe, asta e din vestul sălbatic, În pula mea expresia, Snake coil. Internetul pentru. Internetul pentru opinii, e marele comunism digital. Internetul oferit tuturor aceeași platformă, știi? Da. Aceeași expunere în mod egal. Și... Deci ăștia care vor comunism în 2023 aveți foarte de el deja pentru da, că tot la, vor... La, la... Bine, e cumva skewed, de fapt, pentru că favorizează prostia, favorizează uh... da, nu, prostia și întrâmbițarea uh... Cum verto eco mizerilor. Cum ziceam, am mai tot zis de el, marea problemă a internetului este că a dat o voce și idiotului satului. Da, 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 dar tu, tuturor idiotilor satelor, da. Da. <laughs> adică toți, toți satelor din toată lumea. Nu, dar și amplifică, pe, pe stream am mai discutat despre chestia asta cumva, dacă dai uh, unui, unui om care e pregătit într-un domeniu, dar nu neapărat da. intelectual sau doct sau altceva, dar e pregătit pe domeniul lui un microfon și pe aceeași scenă pui un alt om care rage și să beșește în microfonul ăla și zice cele mai mari nepții, ăla o să strige mai tare. Și internetul amplifică mesajele stupide. Pentru că un mesaj da. stupid, în esență, va fi dat mai departe și de oameni inteligenți și de oameni proști. Oamenii inteligenți care vor vrea să râdă în bulele lor separat de uite-te cât de prost e ăsta și ce nepții spune. Care proștii mi se pare o să altă zică... tâmpenie. Da, dar proștii care o să zică iată încă unul de al nostru să-l aplaudăm. Vorbește pe limba noastră. Exact. Și atunci mesajul ăla stupid se duce mult mai departe decât un mesaj bine argumentat, cu logică, cu sens. Nimănui nu-i pasă de mesajul ăla. Doamne ce plictisitor! Încă o dată, încă who cares, man? Just dăm pace. Da, 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 da. Dă-mi o memă pe TikTok. Mă se asta da, Mata, will he fart. Bă, deci au, au, au dreptul profesorii să facă grevă sau nu? Te bășești în timp ce dai răspunsul? No, ah, da, nu, nu mă mai... deci să revenim la asta. deci acolo cred că e problema, și Problema e că nu doar că i-a pus pe toți pe picior de egalitate în ceea ce înseamnă a avea o platformă, dar și amplifică foarte mult orice este stupid sau over the top sau încărcat cumva cu... Mie mi-a rămas foarte, și cumva e adiacentă discuția asta, mi-a rămas foarte clar întipărit în suflet și minte o chestie pe care am vorbit-o cu tine la voi acasă la Cluj, dar nu cred că eram în live, eram vorbeam noi, ne uitam la măscări pe internet și râdeam. Și apropo de asumare și de termenul ăsta asumat, că da, s-a trivializat foarte mult și a zis, da, da, bă, dar măcar asumat eu o fi asumat, da tot idioti. Da, deja ești prost fi, și e asumat. Da. Ești e un Am idiot asumat, că da. nu mai știu sigur, dar... Pe da. mine mă, mă, mă a început să mă deranjeze folositul asumării ca fiind așa un refugiu sau un contrabalans a, pentru absolut pentru orice. orice. corect. No, Bă, dar ai nu asumat. Cred că încep din poate da. cu generațiile viitoare o să se mai trieze și asta. O să mai fie și în și rap, și raportat la, la influenceri. Cred că o să reușească doar cei care uh, au un. Uh, cum zic, sunt, sunt urmăriți, nu doar urmați, ca să refolosesc da. sintagma asta, pentru că fac ceva mai mult decât de bare minimum. Uh, ca să folosesc o expresie pe care am construit-o cu fratele Tom, salut pe această cale. <laughs> Tom Nicolau cine nu inspiră, expiră. Da. Cred că asta se va fi și mai clar în anii care urmează. Deci dacă nu reușești să, prin prezența ta, prin ceea ce faci, prin whatever your stick is, să și inspiri mai departe, o să expiri foarte repede pentru că deja sunt extrem de mulți. Adică și tot foarte a mulți. Da. Uite-te inflația de podcasturi. Da. Voi m-ați ajutat, că am avut o discuție și cu voi și cu, cu mai mulți de altfel, m-ați ajutat să trec peste un hop. Eu eram foarte aproape să tai aproximativ discuții. Da, adică pe ce nu ai zis. zis atunci, Adam? Bă, cam ăsta a fost. <laughs> de eram... Te dai seama ce mari. Deci era groaznic să te oprești atunci, nu? Era, era da, o... da, 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 era groaznic să mă opresc atunci. Ai perfectă dreptate și vorbim de... Crăciun 2021. Adică nu. Ha? Nu știu. Nu. nu. Iarnă, iarnă, 2022, dar la începutul anului. Cam atunci a fost. Nu mai știu. Este undeva odată. dată. mă uit. Nu știu exact. Este, este. A fost înainte să-l facem noi episodul. A fost discuție. discuția. Și am zis, bă, Codine, nu știu ce dracu să fac. Eu m-aș și oprimă, că parcă nu... Cred că asta a fost, adică... Și, și tu nu aveam ai mai fost de taină, nu aveam... da, 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 ce da, da. <laughs> Și ce tu vorbești, Și tu ai mai fost cum ai mai fost, dar ramu a fost ce? Da. Din altă cameră a venit așa a... Ce... ce am zis? Nu, mă, nu. Nu, nu, nu dar a, a fost foarte corectă expoziția succintă și foarte corectă a fost bagăs, bă, mințile că punem una și muncește Păi vorbești cu niște oameni care fac chestia asta de ani de zile și sta, stamina nu s-a dus și așa și tu după un an te alinzi și asta. Da, te împizi, te du-te înapoi nu la muncă. Fără. Fără, nu, eu acum, eu știu că tu mi-ai zis niște lucruri, dar eu l-am înțeles cum am putut eu după ah, okay. mintea mea. Da, adică ăsta a fost mesajul. Te împizi, da, mă, te și fac cu român ce ai. deci așa se aude, nu mai zic nimic. Da, da, da. Toată lumea trigger. Nu, este din cauza că eu cretin. N-are nicio legătură cu Codin, care a fost un sweetheart și în continuare și Ramon și la cât fel. cât ai stat la Jordan Peterson ca să revin la... 20 de minute, ce, ce tată. Curios. De 20, bă, n-am putut. Eram, repet, eram și cu psihotra, bolândă. Da. Glumă internă asta. Așa suntem noi ardeleni. De fiind el constant, deci, mă rog. Jordan Peterson a făcut un isus și te-a ajutat să te ridici, dar în 20 de minute. Da. Da. A făcut o isusească. Da, isusească. Băi, stăteam pe, scări, mei. da, stăteam pe scări acolo și în timp ce coboram, ăsta mic supăra. Hai, bre, mai bine mă scotei la film. Du-te, dracu, de aici ne-am pierdut timpul. Zic, bă, ne-am pierdut, dar voiam să vedem, adică, că vrei să-l vezi. Ce tu, dacă erai în București și ziceam, bă, Codine, e Jordan Peterson, zice, mergi să vedem și noi? Cât costă? Dai, rezolvăm. nu <laughs> glumesc da, da. Ca în Ne ducei noi la ba, comediile alea nemțești Curiozitatea e acolo. Curiositatea nu cum să fie acolo. Nu-mi nu place în mod special personajul, dar de curios, adică. Băi, mie mi-a plăcut să... personajul foarte mult. Ceva de câțiva ani s-a întâmplat. Și mă, nu Ce fiu, mă știu enervează este că mi-a luat mie foarte mult să-l ajung din urmă, pentru că mi-a plăcut destul de mult la un moment dat, încât mi-a fost greu să fac switch-ul Poate tot timpul a fost așa. Doar că în ultimii ani ai văzut mai mult din ceea ce el era deja. Nu. N-a fost tot timpul așa. N ai tu de unde să știi, frate, Gocira. Băi, m-am era... uitat că după aia am zis, a, ai bă, luat... Da, am luat retroactiv, băi, și erau mai cinstite, mă, erau mai corecte, erau mai... Băi, mâncați aș, și... În primul rând, până să înceapă, a fost un sfert de oră de reclame la tot felul de produse adiacente, Jordan Peterson, Academia, Jordan Peterson și asta. Băi, eu înțeleg ok, da. A avut o poziționare asta de... Capitalismus. Da, mă, capitalism. Bă, ok, mi îmi place capitalismus și lui. ție îți place. Alea e da. Lui. da, și lui Ram îmi Ne place de fapt capitalismus, Hai să nu fim ipocriți. Ăla e show lui. Da, don't hate the player, hate the game. Am înțeles, ok, am înțeles și asta, dar punctual atunci eu nu m-am dus la joc, m-am dus corect. la jucător. Da, corect. Deci în momentul ăla judec jucătorul pentru că el m-a scos din casă. Andevărat. Nu jocul. Nu m-am dus să văd însă și epitomia capitalismului. Yeah. La mea, m-am dus să-l văd pe Jordan Peterson. Mm -hmm. Asta e problema. Și trecând peste asta, băi, poziționarea asta de salvator al lumii și, exact cum spuneam, vânzătorul panaciu-lui fericirii universal Da, da. Deși cartea aia cu 12 pași cu... Băi, are uh, formulează într-o manieră destul de simplistă, ușor da, da, comprehensibilă. Bun simțologie. Este bun simțologie, da, e o chestie da. de minim deci bun simț. Și... Problema e că până la el nimeni n-a luat-o și... N-a formulat-o atât da, de da, sistematic da, are ca la Blizzard. Nu, corect. corect. Cum sunt ăștia la Blizzard pe jocuri? Da, da, da. Nimic inovator, au luat ce au mai făcut, ce au mai zis alții, doar că le-au dat polișul propriu Exact. Asta și a devenit eu. foarte dezirabil de către mase. Corect, corect. Și ăsta e marele talent și al lui Peterson și al lui Blizzard. Vorbim și despre da, stadiul deplorabil în care se află gamingul ul în 2023. O... Dar... Sufăr. Deci în același timp, sufăr, sufăr, sufăr. Da, uh, mă, în același timp, înțeleg ce zici și înțeleg că cartea nici mie nu mi-a displăcut, în afară de Uh, ancorile alea în, în religie, n-am avut nicio problemă cu. Nici alea nu mare sunt. parte din... Păi, nici okay, alea nu, nu sunt atât de grave și total La nu, de înțeles. Grave alea mi-au plăcut mie în mod special. Restul cărții am înțeles, ok, fost patul. Da, mă bine, frate. Da. Ai frate. tu niște crigări cu religia. Cameră, Cum vestim. apare religia, deja îți ți ți ochiul stâng. Am văzut că. Mi se pare că a <coughs> <O> dat <coughs> mult omenirea înapoi. Cam atât. Religia -a -a este ceva. Credința e altceva, biserica e cu totul altceva. Sau. Da. Gândirea magică. Lăcaș, lăcașul de cult. Am e cu totul altceva. Gândirea magică, în general, așa, când e un pic. A, Magie, gând, vrăjala. Vrăjala, da. O în, da, în special la care profită de oameni în momentul în care ei suferă, știi? În momentul în care sunt foarte vulnerabili. Am ceva cu absolut toți șarlatanii care profită de suferința da, da. unor oameni în, în momente dificile aia. Monetizarea dramelor da, reale, este, da, acolo text. sau a unui fond de nemulțumire colectiv, sau și pe mine, mă da, fute este suflet grav. Și biserica face asta. cam. Este, nu că face asta, da. a scris manualul, bos. aia e exact. problema. Da, problem. da tipurii Gutenberg și la tine veche ca să poți să-l citească doar ei. Apropo de mentalitatea de gatekeeping care e foarte toxică pentru binele colectiv. Da. Deci nu, n-am nimica cu nicio formă de oricum. Mai zic asta în toate să fie dar lumea în general știe. N-am nimica cu nicio formă din asta de cârjă emoțională treaba ta, dacă îți găsești confortul spiritual în ceva ce vrei tu, atâta timp cât nu Băi, tocmai ai povestit de nimeni, oameni care au vorbit cu tine în lacrimi pentru că și-au găsit confortul emoțional în stream Creative Monkeys. Da, da, au venit la stand, ne-au luat în brațe, a fost foarte emoțional. Este extraordinar, dar ești conștient că demersul uman intrinsec este cam același. Nu, asta am zis, am specificat, atâta timp cât nu faci rău altora. Ok, da. Atâta timp cât ceea ce faci nu produce un rezultat negativ, negativ, atunci e ok. Pentru că unii s-au dus you. pe stream, alții s-au dus la biserică și nu poți să te superi nici pe unii, nici pe alții? Mă. Dar în același timp, stream nu are puterea să oprească cercetări medicale, stream nu are puterea să zică, știți, nu faceți avort, stream nu are puterea asta și. Deci, biserica e. Problema e nu că. Biserica spune niște rea. chestii. Da. Problema Azi... e eu aș bana biserica de pătuici. Da, nu știu ce are. <gânt> nu, nu, glumezi. Mult prea mădu... fericitul stream? Există? Cum ar fi, da? Mamă, de ce tare ar fi. fi. Nu zis. Super, Neat ultra, mega, giga, hiper, fericitul stream. Need for speed să facă. Asta să fie și FIFA. Nu, nu știu. Dar nu mă zic. Uh... Ce-ar juca în alt prea sfinții asta? Ce la ce joc ar putea? Că... React la Biblie. React la 100%, da. Da. Cine ar fi asta? Albert N.B.N. reacționează la versete. Asta ar, asta ar fi primul episod. Let's make it happen. Nu, Let's make nu. it happen. Rava ne povestește cu meniad. S-a întors de acolo și știe exact. Deci ar, ar face și Dar și pentru astea. tineret acum deja. Deci tu deja te-ai gândit marketing-wise cum ar prinde. Da mă, ce ai? Da, pe asta zic. Da. Trebuie să ne gândim. Nu, no, nu știu, nu am nimic mă, dar... Zis, dacă n-ar fi dat omenirea înapoi și vorbim despre, sigur că noi aici în să zic, zona noastră de, de, confort ecumenic, pe noi nu sunt, conviețuim, da? Cu creștinismul, cu restul formelor, nu știu, că s-o grămadă. Și câți creștin ortodox, Adică am mai asta. sunt multe. Da, da. Cu medicina, cu astea. Dar imaginează-ți țări în care dacă ai luat în derâdere numele profetului, mori mare știi? problemă. Da. Asta în timp ce deci suntem în același an, în același an în care într-o parte cineva te omoară cu pietre că ai zis ceva ce nu era ok și în altă parte secvențierea genomului, putem vedea uh, dintr-o picătură de sânge a mamei ce sex va avea copilul, știi? Adică, sunt aceste, această discrepanță uriașă uh, care într-o parte, n-ai cum să nu vezi că cineva acolo îi ține în zona aici Exact cum spuneam, aici marea problemă a mea cu biserica este zona asta de gatekeeping și cu gatekeeping în general. Da. Și ți-am mai zis, sunt creștin ortodox. Bă, da, mi e -a greu să zis. înțeleg purtarea bisericii ortodoxe din România. Am avut discuția asta, am încercat să... E foarte... A... E doctrina, e foarte dogmatică, pe care înțeleg că fiind un lăcaș de cult, trebuie să aibă o dogmă și o doctrină și... Pe de altă parte, înțelegând în chestia asta, mă îngrijorează și că nu e adaptată la nevoile spirituale ale Enoriașului acum, în 2023. Da, ah, sigur, bine. Și ăsta e motivul pentru care... Era trimit... site de spovedanie, două, cu donații. Este, cred că, în continuare. Da? Ne-am uitat pe stream la un moment dat, da? Ok. Este, poți spovedi online. Dar nu cred, cred că e făcut la Memu, da. Nu cred că e oficial, dar există. Problema este următoarea. Problema este că biserica există pentru că există o anumită nevoie spirituală care e mai bine sau mai prost înțeleasă, ok, nu poți, dacă unii oameni cred o chestie, oricât de stupidă și aberant ar fi, bă, nu prea poți să iei la pulă pe oameni. Nu prea, nu, asta e... Nu, a, e post, dar nu fără repercursiuni. Da, repercursiunile sunt, da, și moralmente așa, până da, dacă nu e, cred că dacă asta. ai cârja lor, exact cum spuneai. Corect, nu, nu ai cârja lor emoțională. Da, da. Echivalentul cu ai da la un om care își căpătează peste cârja. Exact, cârjă. îi dai nu, nu peste nu cârjă, să piedică și cade. Corect, nu, nu, nu. nu mi se pare o ok nu ori să pui ceva în loc. Loc. Adică nu, la, la, la o critică normală, la o critică solidă, dar ar să, ar trebui să pui ceva în loc să vii cu alternativă, să-i aduci. Da, corect. Aici ați Ha, 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 zici tatăl nostru, da. Ce prost ești, dă-te pula. Nu, nu, nu. Nu. Nu, nu, absolut nu. Deci hai să... Din nou. Da, dar știi că sub nicio formă, știi că tipul ăsta de... de construcție sistematică a importanței bisericii pentru anumiți oameni predispune și la genul ăsta de manifestare. Se poate, da. Se poate. Adică ăsta e pericolul. Da, aia zic că e... Trebuie uh, meneceria cu foarte multă eleganță, tipul ăsta de discurs. Pentru că sunt unii oameni care aia înțeleg. Mm -hmm. Ai zis tatăl nostru, te tepul avea aici prost. Nu mă, dar nu. mai degrabă o înțelege a faptului că dacă Dumnezeu e în tine, ține-l acolo. Mai degrabă așa, nu neapărat, că adică să fie da, la, da, da. la individ, știi? Per da, e individ. și problema ostentației, da. Asta zic. problema ostentației. Nimeni n are nicio problemă, mă. Nimeni nu are nicio problemă, poți să crezi în ce vrei tu, Cred Catedrala Mântuirii Neamului. Chestiune de ostentație. Exact. Stric okay. chestiune de ostentație. Acoperișuri aurii pe la biserici prin țară, cu Cuca Măcăi, am văzut o biserică. dacă să nu mai vorbim de aurii. mașini, de greșmant, ostentație. De, da. Adică hai că nu, eu că un, un, băiat mai închis la ten răsturna tarabele fariseilor. Da. Și Apropo tot de Biblie. Adică ce facem aici? Da, exact. Adică, care, cu ce măsură judecăm? Că de fapt despre asta e vorba. Exact. Boli. Că dacă judecăm biserica după măsura biblică, biserica <coughs> nu prea are nicio treabă, nu știu. Nu. Și lăsând asta la o parte, că ai mai enervat materialul ăla atunci de la recorder. Eu când am zis ăla cu marleal. Știi că am avut discuția da. și cu tine. Bă, am zis nu zic că n-ar fi o chestie care nu se întâmplă. Pe de altă parte, e foarte clar că Biserica este organizată ca un business da. care are și departamentul de lobby care funcționează, după cum foarte bine am văzut, motiv pentru care să duc banii între, către Biserică. Nu știu acum cât de mare e vina Bisericii că o parte din fonduri și dintre. Cele mai mari fonduri pentru reconstrucție pe plan local este alocat clădirilor istorice. Întâmplător, biserica deține o parte din clădirile istorice care trebuiau renovate. Ah, din păcate. Cumva acoperirea acolo. Altă chestie și altă chestie de logică a fost aia de termen al, folosirea termenului Marele Alb. În primul rând am văzut un singur om în filmul ăla care a folosit termenul de Marele Alb mm -hmm pe care nu l-a repetat. Am mai întrebat și nu e un termen care să fie propriu în al prea Sfinției sale Patriarhul Daniel. Deci asta cu Marele Alb a sunat așa clickbait, e ok, mișto, e fanii. Da, îl face ori porc, ori rechin. Exact. De, de ce... Exact. Eu sunt îmbrăcat în alb acum. <coughs> rechin nu sunt. Trage singur concluzia. Dar... Da, mă, nu știu. Uh, legat de asta. Și adevărata mizerie, de fapt, pe care o face Biserica Ortodoxă din România, din punctul meu de vedere, și ticăloșie, nu e că e condusă ca un business, că e o puternică latură antreprenorială acolo care funcționează și ilegal și ilegal, ilegal, dracu știe cum, că trebuie să stăm să dovedim ori filmulețul ăla de la Recorder a avut niște supoziții. E ca și cum aș face eu un film despre frumoasa lumea cămătăriei cu unul care pretinde că s-a întâlnit aseară cu Sile Cămătaru. Înțeleg ce zici, dar totuși e mai bine că există. Știi? E mai bine da mă, e mai, bine că există, asta că zic. mai trage normal. Între a nu exista genul ăsta de zic. material și a exista, clar prima variantă. Da susțin de mersul ăsta, pe de altă parte susțin să ducă până în pânzele albe. Asta zic, următorul să fie mai bun. Da. Unul, următorul să fie mai bun, mai adânc și mai îndept și mai on point. Corect, corect. Mai on point. Tot timpul e loc de mai bine. Da, domnule. <coughs> da, e loc și de mai rău. Ia fi atent. Cum Asta... e mai rău. Asta absolut Ia fi atent cum e loc, domnule. Adevărata ticăloșie a Bisericii Ortodoxe din România este că nu că face lobby și că absorbe fonduri pentru reconstrucția la prețuri aberante alăcașilor de cul care sunt în patrimoniu istoric și trebuie reconstruite și sunt sume uriașe acolo, venite și de prin afară și sunt sume mari alocate și de la buget. <coughs> Ticăloșia este că reușește mediul rural, ăla de care noi suntem foarte detașați, suntem, să bage mâna în buzunarul unui om care nu are după ce bea apă, Correct. dar preferă să dea ultima brumă de bani către biserică. voastră. Tenzi. Sub diverse forme de șantaj. Emoțional. Da, este da. nervant. Rând, acolo e ticălușia, mă. Că să ia de la țară care săracii sunt disperați că nu-și permis să moară, mă. Da, da. da. Asta e și să profiți de ei, e oribil. Să-i strângi rând. cu ușa acolo că trebuie să-și îngroape mortul și din pământ, da. din iarbă verde, trebuie să scoateți ție 3 milioane. Da. Bă, din păcate, în toată încrângătura asta și în biserică sunt și oameni sunt oameni foarte ok, sunt oameni cu har. Da, exact, care literalmente sunt vor să facă bine și nu există o structură O altă structură care să acomodeze intențiile lor. Și nu au altundeva de spus decât în biserică. Ceea ce mi se pare, a, e ca și când. Actul credinței la noi nu este, apropo, de recunoașterea Breslei. Mm -hmm. Că aici e. Da. Exact ăsta e pericolul gatekeeping ului pe care îl spuneam atunci la recunoașterea Bresley Actul credinței nu este luat în serios decât dacă este instituționalizat. Da, mă, ce stupid, da, e foarte stupid. E foarte stupid. Asta e marea mea problemă. Pentru că în afară de... Dacă nu este institu instituționalizat, apar tot felul de secte, din astea că sunt. Să te duci undeva pe lângă Brad să-ți reprogrameze gândirea. Dar n-am te... făcut mă cu Damia Săraca care a fost în secta aia da, de la ba, Brad da. și mi-a povestit. Sunt un... da. mai multe acum, da, da, da. Mai apar. Mai apar. Normal acolo. că apar. Și cu cripto, și cu... Există, există rău, secte cripto? Mă rog, nu, care fac bani și din cripto. Nu știu dacă există, nu știu dacă poți să-ți ceva uh, NFT să te mântuiască, de păcate, dar uh, există. Era acea secte în asta care-ți. Uh, reprograma gândurile conectându-te la conștiința universală de unde îți descărca alte gânduri și o astfel de reprogramare se desfășoară prin faptul că tu îmi zici ce e în regulă cu tine și eu Care zic e... reprogramez tristețea bla 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 programez în loc fericire bucurie amin 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 dăm 70 de euro la modul ăsta. Și... ce? Stai mă, ce e, care e Matrix? Primul, al doilea sau al treia? No, e asta, no, asta o cu... O să I da... no Kung Fu. O să da tu, literalmente asta mi-ai zis? O să-ți dau link. Și sunt, din, din păcate, unde, unde, unde încetează să fie comic, în momentul în care uh, sună oameni, da? Îmi pare rău, e un articol scris care e foarte fain. Uh, poate o să-l poți pune în descriere sau ceva că... Da. Nu știu cum îi Dă zice. Dă-i și îl să... pune el în descriere. Da, l-am discutat, discutat pe stream și acolo l-am citat cu tot, cu numele autorului și așa, dar acum îmi scapă. Ideea era că sunt oameni care sună, sau mă rog, intră în, pe grupul lor de Telegram sau poate au -și activitate și se plâng de probleme reale și foarte urgente, deci la modul uh, era la un moment dat cazul unei femei care avea o formă de uh, cancer și îi sugerau aia că nu, asta e, de la, asta e de la conflictul ovarian. Trebuie prima dată să scapi de conflictul ovarian. Adică să-ți Ce pula mea înseamnă conflict ovarian? Nu știu, fratele meu. Înseamnă să bat ovarele între ele? Ce, nu mai înțeleg în unul cu altul? bani de la oameni disperați care au niște probleme medicale cu adevărat grave și, și serioase și pur și simplu îi manipulezi pentru a sta orice. Na, mi se pare... Bă, nu știu. Ai avut și tu nu un conflict digestiv fi. mai devreme în ce e drept. Da. Ai fost, da, na. Băi... Atât de rău. Este foarte rău. Da. Și asta zic că dacă nu-i dacă nu nu instituționalizat, există riscul să apară o grămadă de astfel de. Uh... Tu mai ții minte filmul lui Geo Saizes uh, Secretul lui Bahus? Nu l-am văzut, nu. Nu l-ai văzut, că am mai avut discuția Pe asta. Ții minte, dar nu l-am văzut. Uh, există și o continuare care se numește conflictul, uh, Secretul lui Nemesis. Da. Okay în care personaj negativ principal de data asta a interpretat de Gheorghe dinică și un șef, șef de-asta, un lider de sectă în perioada comunistă. O mare problemă a securității pe vremea erau cultele și sectele religioase pe vremea comunismului. Adică era o chestie frecventă. Au avut niște mari probleme, niște profesori universitari, care la facultatea de filozofie sau psihologie, nu mai ținut, au vorbit despre yoga. Motiv pentru care a fost luat domn profesor. Nu, no, trebuia să că nu, 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 Nicolae, Nicolae Yoga. Da, Nicolae Eu Yoga de ber. Da, nu înțeleg, zi, scuze. Da, și a fost luat și făcut măturător în parc. Groznic, da. Adică vineri era profesor universitar da. și luni era măturător în parc. Am mai povestit asta și l-au mințit, l-au aburit, l-au nu știu ce. Haideți, domn' profesor, că vă dăm un post la bibliotecă. Și l-au dus să măture în bibliotecă după aia. Da, oribil, nu? A fost oribil. Problema este următoarea. Pe vremea comunismului, din punct de vedere al nevoii de escapism a oamenilor, avea mai mult sens. Da, da, lumea și căuta alte din astea. Dar păi și astăzi, pentru că ți-am zis, lumea nu mai... Plus că era știut că, adică e, e știut asta și... Dar lumea dovezi. gravitează înspre genul ăsta de soluții alternative pentru spiritualitate, tocmai pentru că nu mai e relevantă biserica, nu mai e adaptată, cum spuneai tu mai devreme, timpurilor noastre. Deci asta e absolut clar. Da, bă, dar ideea de autonomie intelectuală de care tot vorbesc eu în pula mea de tot, ah, pat, că, băi, gândiți cu... capul da, vostru, bun, dar asta ține de educație și aici a intervenit da, ce mă. ziceam mai devreme. Da, da, oamenii să învețe de, de mici ce înseamnă pâinea și muștarul, să învețe cum să-și caute informație, cum să discearnă dacă informația aia este uh, bună sau nu. Exact. Ca să, să, să înțelegi ce informație, de unde să-ți iei, cum să o digeri ulterior. Cum să o cerni. Da, Foarte important cum să de, de acolo pleacă toate, de acolo o să, o să poți în primul rând să uh, îți dezvolți simțul ăla de a detecta șarlatani mult mai ușor indiferent sub ce uh, costumă, că sunt sutană, că sunt halat alb, că sunt... E că o să poți să vezi după detector. Exact. Da. Trebuie. Spider sense tingling. Da. Trebuie. Revenind acum la o chestiune extrem de importantă, înainte să spargem jazul. Spargem pe tot spargem. Spargem tot jazz -ul. Băi, îmi place atât de mult să mă văd cu voi. Este absolut extraordinar. Ramo, tași din gură că ne-ai nebunit. <laughs> Băi, ce se întâmplă cu gaming-ul? Asta -am să zic. Ai Nu <gântu -i> mai știam cum mă întrebi asta, că acum eram pregătit. Da, mă, nu, aici. e pe bune. Adică chiar am o problemă. Games have dumbed down a lot. Da, dar sunt și exemple cumva mm. care trag în direcția cealaltă, cum a fost Elden Ring-ul. Sunt unele care sunt, sunt, că, sunt încă sunt, grele, dar sunt rare, da. Sunt foarte rare. Da, overall, în schimb, într-adevăr s o produs o aș zice, bă, ușoară tâmpire. Vreți de ce? Zic de ce? Băi, nu-mi să... Pot să înțeleg și de ce? Pentru că telefoane mobile, pentru că cea mai mare piață e piața asiatică, pentru că e mult mai ieftin să iei un telefon cu abonament la internet decât să iei un PC sau o consolă. Mm. Și pentru că jocurile... la A, aia zic, da, de la Pepco. Aia zic. telefon de la Pepco. Să vedeți care e treaba uh, telefon de la Pepco. Și atunci trebuie gândite și gândite jocuri foarte multe despre platformele astea. Adică și atunci tu spuneai mai devreme că de-abia aștepți Diablo 4. Da. Care e făcut de Blizzard. Da. Care e Blizzard, cea mai mare muie pe care și-au luat-o în viața lor. Da, a fost cu Diablo da, Immortal. Da, Immortal, Da, da, da acum eu vorbesc dintr-o perspectivă extrem de nostalgică. Deci pentru că Diablo 1 a fost unul dintre jocurile de care m-am îndrăgostit uh, growing up, cumva când încă flama pasiunii pentru da. gaming era mare. Eu ți-am zis care ce... printre cele mai jucate jocuri de mine ever. Da, da, hellfire da. Da. Diablo 2, Hellfire. Da. Da, Hellfire, da. Diablo Hellfire, scuze, Diablo nu Hellfire, doi. asta am să zic că... Da, nu 2, doi, 2 doi, doi oh. altceva. hellfire a fost aia, la Diablo 1. Da, da, da. da. Hellfire, da. Dar a fost foarte bun și 2 în orice caz. 2 a, a, fost extraordinar. extraordinar. Da, și după aia 3 au venit ca o... Acolo, acolo s-o simți pentru prima dată faptul că lor supra simplificat ca să prindă și pentru console și pentru adică să lărgească piața cum ar veni A fost în cele din urmă bun poate la, pe la sfârșitul existenței după toate add urile și tot ce au mai adăugat ca și endgame content dar altfel da, doi România. și cum a, pare că ăsta o să fie return to form. Pare că seamănă mai mult. A, ăsta nu, e motivul nu, pentru nu. care mi-a plăcut atât de mult ultimul God of War. Uh -huh. Că nu n-a mai fost hack and slash la brainless. Ba nu a fost nici, nici primul. decât în seria nouă, cum ar veni în imagining-ul seriei în, în Nord. Nici primul. Primul a fost tot așa foarte bun. Foarte bun. Al doilea mi se pare că pentru noi, cel puțin că l-am jucat pe el a terminat uh, live, ne așteptam cred, cred că cel mai mare minus, cel mai mare minus cum sună, wow. a fost uh, lipsa de diversitate și varietate la monștri. Cel puțin așa am resimțit-o noi jucându Dune. <coughs> a, a, a cam fost semol semol. Da, era un, un pic repetitiv. <coughs> Dar da, au făcut o treabă interesantă acolo. Mie mi se pare că au făcut o treabă interesantă mult mai mult pe parte narrativă. Dus Asta vă să zic, departe. Bă, povestea da. foarte, foarte în picioare. Au făcut personajul lui Kratos să nu mai pară atât de unidimensional, să nu mai fie. Bad guy, mad! Exact, da. Kratos destroys Da, exact. A, i -a dat un pic mai multe fațete cumva. Ceea ce a fost foarte nice. Da. Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut și plot switch-urile da. care da, au fost da, da -s, da -s acolo. Dar sunt puține jocuri, din asemenea gems, aici vorbești despre rarități. La fel cum sunt puține filme. Mi se pare că raportul ăsta se păstrează, chiar dacă industria jocurilor îi mult peste industria de mult film peste. în termen de câți bani face. Uh, Băi, și mă scuzi narrativa, adică povestea din uh, la nivelul ăsta de desfășurare epică de forțe poveste versus uh, involvement uh, de entertaining, așa, plus poveste versus valoare de entertaining, la God of băi, eu pe la film așa poate să zic Guardians of the Galaxy ăsta <laughs> da, ultim. nu, mă, serios, mi-a va... plăcut foarte mult Guardians Entertainment of the Galaxy. e greu de măsurat sau de comparat, pentru că aici ai interacțiunea directă, nu ai cum tu controlezi da, știu, personajul, n-ai cum să compari. Da, e și că... gradul de feel good. Păi e foarte complicat, da. pentru că acum, spre exemplu, mie mi se pare că sunt mulți mai mulți, mult mai mulți oameni, mai ales în generația nouă, mulți mai mulți oameni pasionați de gaming, în sensul sunt pasionați de gaming, dar mai mult vor să se uite decât să joace. Există un public și pentru asta, asta sigur. Bine, asta poate în special în jocuri competitive, unde contează foarte mult și... Uh, cum zic, nivelul de abilitate pe care l-are jucătorul de a demonstra da. chestii că știe. Deci e, e o plăcere câteodată când tu înțelegi cât de cât de rudimentar cum funcționează ceva, să vezi pe cineva care e maestru în acel ceva, să-l vezi performând. Da, mă, That's... pot să înțeleg, că și That's... eu mă uit la meciuri de Street Fighter. Îți dai seama. Da, mă uit. Da, zic. Ok. Dar și joc. Adică mai mult joc Street Fighter decât mă uit. <laughs> nice. Bine, și intru online și sunt ciuca a bătăilor. Îți dai seama sunt Apare și Street Fighter nou la un moment dat, cred. Ah, și a, și-a apărut văzut. foarte tare trailerul de la următorul Mortal Kombat, care e tot da. extrem de gori și este like fun. Este Mortal Kombat a avut așa un downfall, n-am înțeles. Da, 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 și o revenire spectaculoasă. și de la nouă, cred, uh -huh. este din nou așa. Da, 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 da. The fuck, ce it's bun e Mortal again. Kombat, da, it's da? fun again. Am jucat cu Ferator la în 10 de la rupă toate părțile. Pă la mic. <laughs> Dar știi, mai ții minte povestea, nu? Nu. No, că erau no, fete când much. erau mici și când creșteau deveneau băieți și de fapt același I lucru. I don't remember anything. E foarte no. tare, da. A, mult, da, mult foarte jucat, mult. Dar am jucat, le-am luat pe toate și oricum o să-l jucăm și pe ăsta mai mult ca sigur, că e just da, da, fun to play. Da, da. Și mi aduc aminte că oricum e un format care nu s-a schimbat fundamental. E, știi, jocuri cu bătăi. E ca jocuri cu mașini da, da, da. Volbal. Adică sunt astea toate, nu au <laughs> schimbat da, da. rețeta atât de mult. Păi nu, nici n-ai no, de ce. Da. Street Fighter a devenit și mai tactic mm. pe cum era. Uh, Mortal Kombat e și mai gori. Și foarte fan. Și de super abilitate. Super Adică E, Street Fighter îmi place că e mai tactic și trebuie să gândești să abordezi mult mai strategic. Bă, oamenii Când care bătă. joacă la nivelul ăla în care sunt competiții, oricum gândesc diferit. Dar, uite, ziceai că, cu toate că există piața de gaming-ul crescut foarte, foarte mult, da? Și foarte sunt mult. o grămadă de jocuri de mizerie. Dar, în același timp, pentru foarte mulți, reprezintă o sursă de venit reală, chiar și asta, numai să se joace sau să-și facă canale de gaming sau să, mă rog, da, fie mă. cumva conex cu gaming-ul pe TikTok or whatever, să prezinte gaming într-un fel sau altul. Vreau să ne facem mult. și noi aici emisiune de gaming la Happy Fish și ne-am dat seama că este a full-time job. Este, da. Acum depinde ce faci și cum o faci și te, da. da, what's your scope. Dar în zona asta de uh, să zic entertainment, nu știu, digital, nu știu cum să-l numesc, îi și ăsta un segment de piață. Pe lângă segmentul de, nu știu, video chat și OnlyFans și, și că sunt peste 5.000 de firme înregistrate la ANAF cu obiect de activitate video chat și peste 400.000 de video oficial în România. Și considerat că unul dintre domeniile care aduce cel mai mult la buget. Da, da. Pe mai mult din jumate de, dintre le da. cunosc personal, da. <laughs> nu, dar și mi se pare comic că... Da, eu, o, o ziceam ca glumă când zicea lumea industria IT din România. De fapt, chiar e un mare segment, un segment considerabil. Gluma actually checked out. Este, That's da. Amazing. Totodată nu știu pericolul, nu știu unde se vede sau când o să se vadă. Ce pericol ar putea să fie? Bă, nu știu. Asta zic că nu știu, așa am început. Nu știu. <laughs> Dar da, okay. Pericolul în zona asta, Ramos zice o chestie foarte uh, faină și care mi-a rămas întipărită clar în minte. În special în ceea ce privește să zic persoanele care se orientează către uh, OnlyFans. Băieți, fete, okay. indiferent, nu contează. Dacă dacă e o singură alegere, mai e alegerea ta. E fi, știi? Dacă o vezi da. ca pe singura opțiune, mai e o opțiune, mai poți să că it's a matter of choice. Bă, it's a matter of choice pentru că opțiuni sunt, de fapt. Da, să... Nu e ultimul resort, mă. Adică, păi nu, bă, da. n-am avut ce face și m-am dus pe OnlyFans. Bă, mâncați, așa, încercat toate alea. Păi, nu dar face, pentru mulți poate pare facil, pare, pare simplu accesibil. Bă, ești ești băia frumos, sau ești fată frumoasă, lumea să uită la tine oricând. La un moment dat te gândești, ia bă, să iau și bani pentru asta. Bă, pot să înțeleg, mă, și asta. Bă, până și pe asta pot să înțelegi. Da. Este, este un da, un e, e first choice, da. First choice, choice. Pe de altă parte, pe de altă parte stăteam și vorbeam cu Elena, cu Nelly, cu Nelly Kent. Am zis, bă, mi, -mi și place așa, adică mi se și potrivește, adică stau acolo cu băieții, cu Bine, dar e in the porn industry. Da, mă, e in the porn e industry. Un dar stai. e un pic diferit, da. dar nu e ca și cum n-a avut și OnlyFans. Nu e ca și cum n-a început la video chat, ca așa a început. A început la Studio 20. În București. Bă, pot, bă, să înțeleg, vă și chestia asta. Nu pot să zic că-s de acord. Corect. Asta e cu totul o altă poveste. Baccio, mai loc. Da, 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 da. Baccio. da. Mă bag nu neapărat cu. Da, cu, da ai prea. Bă, n-am avut ce să fac. Dacă îmi vii cu retorica asta de n-am. Zi, tată, bă, să arăt bine în pizda goală sau în pula goală, vreau să iau bani pe chestia asta. Ce, ce așa? Dacă. Că tu, Gojiro, vai dă capul tău. De, tu poți, eu am zis că eu ar trebui să-mi fac reverse to fans. Să-mi dea lumea <laughs> bani ca să mă îmbrac. <laughs> adică apar dezbrăcat. pang. Aoleu, ia de aici da, 22 da. euro să te -mbraci. Mai există o ierarhie din asta a ocupațiilor? Una care să fie... Uh, am, am impresia că dacă ai moralitate mi se pare și în zona asta, ești văzut ca fiind snob, ceea ce iară nu mi se pare corect. Dacă ai o moralitate? Da, da în zona asta. În a, că da. e snob? Da. Mă da. fute la icre și faza asta. Eșalona cumva job, meseriile, mă rog, ocupațiile. Da, mă, nu sunt snob, așa sunt eu. Mm -hmm. Nu. Nu, mă enervează chestia asta. mine. Da, mă deranjează treaba asta. Frate, ești în cuia la minte. pe 2023, pula mea. Și bă, sunt unele chestii care mie nu vorbesc efectiv. Nu zic că nu înțeleg. Uite, spre exemplu, la Nelly, la Nelly Kent, am înțeles și sunt de acord. Mi-a fost mai greu. Pe de altă parte, trebuie să vezi și un om vorbim și dintr-o poziție foarte ingrată. Totdeauna. Da, 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 Poziția e foarte ingrată, fiind un picuț în afară. Așa, da, așa e pe fotolile astea aici. într-o poziție ingrată. Da, așa. o să schimb fotolii ingrat. Exact așa se numeau de la Ikea. Da. Dacă te duce fotoliul vlex ingrat. Ingrot. E cu adină. da, 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 ingrot. da, Și așa e ingrot red și ingrot grey. Da. Este astea sunt fotolile. Și poziția ingrotă. De deci ce a apărut că e cheia facere ungurească bruscă în gura mea acum? Ingrată. Dar, revenind, este și o chestie de first choice. Nu, nu este znobism absolut deloc și nu este nici ultra-progresist faptul că accepți orice. Categorisire profesională. Pentru că, apropo de ultraprogresism ăsta, a ajuns să mă deranjeze un picuț o chestie. Căutatul de nestemate, chiar și cea mai mare mocirlă, știi? Bă, e foarte greșit, dar totuși, uite, e ceva acolo, știi? Și glorificarea, chestie alea, doar de pe, în urma găsirii unui cârlic de ăsta, așa. Da. Și... Mi-am amintit de faza aia cu Jijec, acum că ai zis de, de chestia asta ziceam eu că asta face, asta zicea el, mă rog, îl parafrazez oricum aiurea, că nu, poți fac... da. nu pot să fac nu să fiu ujijec nici pentru o secundă dar... Cu reclama lui la Coca-Cola futurând. Da, el zicea că să fii woke, să fii să ai impresia că ești treaz în timp ce dormi și eu o asociam cu modul în care companiile care produc plastic ori împins în față narativă asta cu reciclatul, în așa fel încât să te simți tu vinovat că nu reciclezi. Știi, tu pe tine da. să cadă vina. La fel cum pe tine să cadă vina acum că, Doamne, Ferește, nu știu, ai zis ceva despre cineva sau ai tratat o uh, minoritate într-un anumit mod, nu pe sistem. Adică este mutată cumva, marele ochi, pe cineva, știi, pe individ, care, oricum, indiferent ce face, nu schimbă nimic. La fel ca și în cazul reciclării. Bă, nu e adevărat că nu schimbă nimic. E, aici. Pă, nu, o să-ți citesc dintr-o povestioară de-asta de lui Salinger cu <coughs> fetița aia care arunca stele de mare înapoi în apă. Dar nu știu dacă poți să-mi demonstrezi cum cita dintr-o poveste. Că eu da, vorbesc da. factual dacă se produce schimbare prin faptul că cineva zice, nu știu, uh, hai să folosim termenul pregnant people în loc de pregnant women, că e inclusive language. Da, mă. Uh, uh, legat de... Știu ce zici. Asta, la asta da. mă refer. Mă refer la zona aia de performative wokeism, știi? La zona performative wokeism? Ăla, ăla este foarte obositor. Hai că mă și eu. În, în ce sens? În sensul în care, bă, respect, aș putea respecta maxim pe cineva care se dedică unei cauze și merge până în pânzile albe cu ea. Like, if you're gonna do it, then do it. Da? If you're gonna do it ca un status pe net sau ca o poză cu un tagline care ți s-o interesant și apropiat. Și că mă iei no, pe mine la pulă nu da. pentru ce am zis și că se pare că n-am zis eu ceva când ar fi trebuit să zic. That's horse shit. Ești pur și simplu o, o marionetă. Grav de tot. You're just a puppet which is bad. E poate, poate mai rău și poate mult mai detrimental cauzei pe care tu crezi că o susții. Mult. Pentru că o și trivializează exact. pentru că la un moment dat când se trece pe răboș cauza respectivă se uită bă și totu totuși ține susține cauza asta? Mm -hmm. Și văd niște marionete de astea ideologice, oameni posedați de idei, exact mm. cum ți-am mai zis eu. Bă, mă deranjează foarte tare că ideile au oameni, nu oamenii au idei. Corect. Mă deranjează foarte tare oamenii posedați de idei până la paroxism. Ăia care vor să te strângă de gât în pula mea că nu ești de acord cu ei. <laughs> da. Ce morți gâtia asta, mă, mâncați așa, am ajuns, sunt pe cuvântul meu acum, că aici să am ajuns să am degeaba în 2023, îl omor pe ăla că nu-i de acord cu tine. Putem paștele, mă, <laughs> <laughs> Po bune, serios, adică e foarte aberant. Este, de acord. Ah, și cu acest gând? <laughs> <laughs> nu mă, serios, dar s-au tâmpit jocurile rău de tot. Adică Puțin, știu da. că sunt excepții și mai sunt, sunt foarte no, curios cu că De, de un anumit segment din zona asta se dezice, bine, dreapta oricum, a se zice și stânga. E ciudat. E un pic ciudat. Da, mă. Wokismul este în, într-un moment al existenței lui. În același timp. Oricum, trebuie să prefacez cel mai mare cunoscător al acestor lucruri. Dar din informațiile care ajung, care își fac locul, care ajung în până la mine, nivelul de voi... dilenta, de diletantism din discuția pe care tocmai am avut-o de să apropie de două da. ore este ingrat. <laughs> este. Masivă, nu despre asta. Măi, suntem și noi doi băieți care vorbim. Așa este frumos. Exact discuția asta am avut-o într-un fel sau altul la fel de detaliată și la masă. Acum doar am pus camerele. Corect. Am mai zis asta de nu știu câte ori. Nu e ca și cum noi nu vorbim lucrurile astea. Le mai vorbim. Dialogul e bun. Le mai vorbim. Dialogul e foarte bun. Și Dar n-am simțit nevoia să ne strângem de gât unul pe altul dacă nu suntem de acord. Nu, no, absolut deloc. n-am simțit bacura. aproape niciodată, nu, nu, ce aproape niciodată, n-am simțit niciodată cu nimeni, indiferent cât de altfel era opinia pe care o avea sau contrară, nu. A, mai degrabă am încercat să înțeleg. Adică Primul exact, da. lucru stârnit nu a fost niciodată furia, ci mai degrabă curiozitatea. Normal. De fiecare dată când am auzit mi se pare că aia e poziția pe care trebuie să o ai să vezi, să vrei să cunoști de ce persoana cealaltă crede lucrurile astea. Dar și când on. vezi mâncația și încăpățânarea eu am mai zis, numai idioți au certitudine. Corect, corect, corect. Oh, da. <coughs> și când vezi încăpățânarea aia. Da. Înconjoarte de cei care caută adevărul, ferește de cei care pretind că l-au găsit. Ah. Sau așa, da. Da, da, da. Sunt oameni care trebuie să fie într-o perpetuă. Am, am, citat de undeva. Că m-am uit, uitat de sus. Am accesat exact sertarul ăla. Da, la asta uitat, Aici o hârit un pic, dar trebuia să fie aproape ca să auzi. Deci ți-ai dat ochii peste cap de zici că ai fost programat. Deci, pe bune, exact așa. Și gând. Loading gând. 3, -l 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 -l. 2, 1. Ea uh, cu adevărul. Da. Și pula mea, mă, cu tine. Dar totuși se potrivea. Căutând adevărul, ferește de aia care pretind că l-au găsit. 3 sunt 2 unu și înapoi Codin. Unii, sunt unii care cred foarte tare și nu știu dacă e întotdeauna bine. Nu e bine, mă, Codine, mă. Ce nu dracu. E, nu e bine, mă. Da. Ne uităm înapoi în câte s a mai întâmplat. că trebuie. Trebuie. trebuie să lași wiggle room, trebuie să lași un pic de loc de a fi contrazis și a vedea bă, stai un pic, dacă are argumentele necesare, dacă toate lucrurile cad unde trebuie, bă, ar putea să aibă pretinji, ceva Pretinși, pretinși profes de ăștia. Mm -hmm. Nu -a, a fost nu istoria plină de ei nu și acum, da, în continuare vă zic că e și cod din aici, că el pare un mai serios decât mine. Da! Că el nu face Bostic. stream cu treapări. Așa. Ce voiam să zic? Bă, importanța autonomiei intelectuale, repet, să, fii, să ai proprietatea ideilor. Să ai proprietatea ideilor, să ai proprietatea influencer, da? Suntem influențări. Trivial, netrivial. Ai o comunitate. Băi, urăsc oamenii care își montează comunitățile. Să ducă bătăliile pe care ar trebui să le ducă ei. Este o doză mai mare de lașitate și lipsă de da, coaie. Este. Bă, mâncați așa. Adică, doamne ferește, mie mi-e simpatic Ian și așa. Dar a luat -o, mi s-a părut că s-a dus în porun foarte grav cu când a dat explicația acum a fost exact Baboiaș eu nu l-am înjurat pe Nane și n-am pornit eu chestia asta, în schimb am văzut oamenii că înjură și m-am luat și eu după ei deci a, tu erai justificat. pe scenă, stai un pic, deci tu erai pe scenă, aveai microfonul în mână, când zici mâna sus dacă ești la concert, toată lumea ridică mâna sus mm -hmm. Deci tu practic poți să-i induci. Da, te referi că avea și puterea să-i oprească, dar chiar <coughs> exact. Dacă considera că nu e ok, putea să zică, bă, ia gata. Pe de altă no. parte, nu se oprea o ca acum că m-a luat de Ian. Că n-a zis o chestie pe care ar fi bă, trebuit să o zic. Sunt trivialități oricum, nu cred Sunt că trivialități, mă. Lucru. Că tot așa, chiar dacă ai fi, tot nu schimbă nimic. Exact. Problema e următoarea. Bă, cum poți să dai explicația că am auzit pe oamenii din public că strigau muieși, m am luat și eu după ei. Dar Ca ce astanților. explicație să dai? Ce pare ceva din minte, mă, frumos. Știi vorba? Da, 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 exact, exact. Fals. Nu știu exact când o să apară podcastul ăsta, dacă o să apară înainte sau după minte, mă, frumos, dar a făcut și el un Avengers ensemble. Da? Foarte bine m-a simțit. Da, a fost fain. A fost o experiență în orice caz. A fost da, tare, da, da, a fost foarte tare. Inedim. Dar revenind la faza asta. Eu te-am întrebat data trecută, tu îți deții comunitatea sau comunitatea te deține pe tine? Că de fapt despre asta e vorba. Explicații de genul ăsta mi se par ridicole. Explicații de genul, am vrut doar să mă iubească lumea... Păi e că le aruncă când e convenabil, și? Dacă, da. dacă se potrivește cu contextul, o dăm așa, dacă se potrivește cu alt context, o dăm așa. Exact. La fel cum ai zis tu mai devreme, you can weaponize a community, ceea ce e oribil în momentul e în care îi trimiți cu... Poți su să-i folosești ca talent? tampon de prezervare a statutului în genul public, în contextul în care ai fost oprit de poliție, ți s-a luat carnetul, dar tu te-ai suit în continuare dar la, la fel, volan. Dar în același timp, nici, nici echipele de fotbal nu își trimit ultra și să se bată. Există și un element în cadrul comunităților care simte nevoia asta să fie știi, să sară ori în apărare, ori, să, ori în atac, și nu, nu întotdeauna ai control de plin. E impropriu și să pretinzi oricărui influencer să aibă control de plin asupra comunității. Este aberant total. Pe de altă parte, ai o responsabilitate fiind în spațiu public. A, -a responsabilitate, sigur. De aia cluburile de fotbal se dezic de ultrași. Adică, da, deci tu cu siguranță, cu siguranță ai o responsabilitate. Da, dar da, ea nu s-a dezis de, de ultrași. Dacă îl citim invers, cântă Zanfir la el. <fie> <fie> Nai. <fie>